Bună seara! Bine ați venit la această ședință ordinară de pe acest an. Salut prezența Părintului Căciulă Ionuț, prezența domnului Cutăcea Ghiță, prezența domnului Mateiu Ghitică, așa cum o știm noi și la Neităm, prezența domnului Barangoci Florin, doamnelor contabile și prezența doamnei director a Școlii Generale de Cașin, și nu ultimul rând, cu scuzele rigoare, domnului inginer Băcel Octavian. Astăzi, pe ordinea de zi, avem multe subpuncte și anume. 1. Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cașin, prezintă primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Comunilor din România. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ pe Universitatea de Stat a Comunei Cașin din Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenției la imobile închiriate și concesionate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor înlesniri prevăzute de ordonanță de urgență numărul 44 pe 2015 privind acordarea unor facilități fiscale. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi executate în anul 2016 cu beneficiarii legii numărul 416 pe 2001. Acte de muncă. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării activității SC Polsel SRL. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2016. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind atestarea unui imobil teren în suprafață de 495 metri pătrați, ca făcând parte de domeniul privat al Comunei Cașin, județul Bacău. Punctul 13. Raportul de control numărul C14/1723/1 din 11/12/2015 și decizia numărul 4 din 15/1/2016 emise de Curtea de Conturi cu privire la controlul situației, evoluție și modul de administrare a patrimoniului public și privat al UAT la Societatea Polsel SRL Mănăstirea Cașin. Punctul 14. Aici rugămintea noastră să fiți de acord, v-ați rugat să aprobați suplimentarea cu încă 3 puncte. Aceste puncte sunt 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul AGI Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru a accepta efectuarea contractului de donație a suprafeței de 1757,245 metri pătrați situată în intravealul Comunei Cașin, s-a furițat sol la 61/4, parcela 51, și a construcției început de Biserica Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenița Sofia, de către parohia Sfântul Nicolae din satul Purița către Comuna Cașin, județul Bacău, în vederea finalizării acestea. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea unui imobil ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Cașin, județul Bacău. Sunteți de acord cu suplimentarea cu aceste puncte? De fapt, sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea? Da, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul pe ordinea de zi. Raportul primarului Comunei Cașin pe anul 2015 privind starea economică și de mediu a unității administrativ-teritoriale întocmit în temeiul articolul 63, aliniatul 3 din legea 215/2001 administrației publice locale republicane. Primarul reprezintă autoritatea executivă a administrației publice locale, autoritatea sa fiind reglementată prin legea 215/2001, administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Din punct de vedere economico-financiar, primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune aprobării Consiliului Local. De asemenea, verifică din oficiu sau la cerere încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local și comunică cele constatate de Consiliul Local. Execută funcția de ordonator principal de creditere și răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunii. Capitolul 1. Situația bugetului local pe anul 2015 a Comunei Cașin a fost după cum urmează.
acum o să vă prezint situația bugetului local, care a fost anul 2005. Venitul propriu. Am avut un plan, suma de 730.500 de lei. O să vă citesc în banuri, cât v-ați obișnuit dumneavoastră. Și s-a realizat 680.104 lei, procent realizare 93,10%, după cum urmează. Capitolul 03.18. Impozit din transferul proprietății, sume care se virează la notare publici. Am avut planificat a se încasa suma de 34.000 lei. S-a realizat suma de 31.036 lei. Capitolul 07.01.01. Impozit preferit la persoane fizice. Am avut planificat a se încasa suma de 121.000 lei. Și s-a încasat suma de 105.559 lei. Rămășită de încasat suma de 46.545 lei. Capitolul 07.01.02. Impozit clădiri persoane juridice. Și am avut în plan a se încasa suma de 76.000 lei. Și s-a încasat suma de 75.000 lei. Rămășită de încasat suma de 28.139 lei. Capitolul 07.02.01. Impozit pe teren persoane fizice. Am avut în plan a se încasa suma de 30.000 lei. S-a încasat suma de 28.113 lei, rămășită de încasat 24.715 lei. Capitolul 07.02.02. Impozit pe teren persoane juridice. Am avut un plan de 2.000 lei și s-a încasat suma de 1.795 lei, debit de încasat 274 lei. Capitolul 07.02.03. Impozit pe teren extravilan. Am avut un plan a se încasat suma de 61.000 lei. S-a încasat suma de 43.574 lei, rămășită de încasat suma de 59.722 lei. Capitolul 02.02.50. Alte impozite și taxe. Am avut plan a se încasa 4.000 lei, s-a încasat 3.809 lei. Capitolul 16.02.01. Taxe mijloace transport persoane fizice. Am avut planificat a se încasa suma de 104.500 lei, s-a realizat suma de 117.006 lei, rămășită de încasat suma de 190.106 lei. Capitolul 16.02.02. Taxe mijloace de transport persoane și juridice. Am avut planificat a se încasa suma de 44.000 lei și s-a realizat suma de 45.533 lei, rămășită de încasat suma de 13.812 lei. Capitolul 18.02.50. Alte impozite și taxe. Am avut planificat a se încasa suma de 68.000 lei, s-a încasat suma de 68.701 lei, rămășită de încasat suma de 47.085 lei. Capitolul 30.02.05. Venitul din concesiune. Am avut planificat a se încasa suma de 58.000 lei, s-a încasat suma de 48.584 lei, rămășită de încasat suma de 814 lei. Capitolul 34.02.02. Taxă pe strană judiciară de timbru. Am avut planificat a se încasa suma de 22.000 lei, s-a încasat suma de 22.137 lei. La capitolul 35.02.02, venitul din amenzi și alte sancțiuni, am avut planificat a se încasa suma de 78.000 lei, s-a încasat suma de 62.261 lei, rămășită de încasat suma de 921.929 lei. La capitolul 36.02.06, taxe speciale, am avut planificat a se încasa suma de 9.000 lei, s-a încasat suma de 8.926 lei, rămășită de încasat suma de 8.884 lei. Capitolul 36.02.50. Alte venituri. Am avut planificat a se încasa suma de 15.000 lei, s-a încasat suma de 14.515 lei, rămășită de încasat 103 lei. Capitolul 39.02.07. Venitul din vânzarea unor bunuri aparținând domeniul privat al comunei. Am avut planificat a se încasa suma de 4.000 lei, s-a încasat suma de 3.600 lei. Facem acum o analiză și a modului cum a fost realizate sume primite din bugetul de stat. Capitolul 0401. Cote defalcate din impozitul pe venit. Am avut planificat suma de 414.000 lei, s-a realizat suma de 414.551 lei. Capitolul 040104. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit. Pentru echilibrarea bugetului locale, am avut planificată suma de 540.710 lei, s-a realizat suma de 540.696 lei. Cum spuneam și la rectificarea de buget din 1 decembrie, aceste sume se alocă și în funcție de cum se realizează veniturile pe județul Bacău. La capitolul 11.02.02, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate,
Am avut planificat o sumă de 1.036.000 lei și s-a realizat suma de 1.035.090 lei. La acest capitol intră salariile, cadrele didactice, hotărârile judecătorești de la școală, o parte din cheltuielile materiale de la școală, indemnizații persoanelor cu handicap, precum și ajutorul de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social, suma rămasă necheltuită se filiază înapoi la bugetul de stat. Capitolul 11.02.05. Sume de facturații din TVA pentru drumuri. Am avut planificat a realizat suma de 90.500 lei și s-a folosit suma de 90.500 lei. Capitolul 11.02.06. Sume de facturații din TVA pentru echilibrarea bugetului local. Am avut planificat o suma de 852.000 lei. Am alimentat suma de 812.000 lei. De asemenea, la venituri, am avut și subvenții primite de la stat o sumă totală de 2.918.910 lei. Astfel, pentru încălzirea locuinței cu lemn, suma de 29.528 lei, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, suma de 2.186.457 lei, pentru susținerea derulării proiectelor finanțate prin AFIR, suma de 159.143 lei, subvenții de la Agenția Națională de Cadastru, suma de 21.918 lei, primite de la buget de stat pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma de 532 lei, de la Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, în contul plăcii efectuate prin finanțări, în sumă de 521.332 lei. Din toate aceste venituri s-au finanțat cheltuielile bugetare care au fost realizate în sumă de 6.378.243 lei, după cum urmează. Capitolul 51.02. Adresată publică locală, am avut planificată suma de 964.210 lei, s-a cheltuit suma de 956.959 lei, din care cheltuiele de personal 611.237 lei, cheltuiele materiale suma de 310.722 lei, cheltuieli sociale suma de 5.000 lei, cheltuieli de investiții pentru BUC suma de 30.000 lei. Capitolul 55.03, dobânzi, a fost planificată suma de 7.000 lei și s-a cheltuit suma de 5.384 lei. La capitolul 56.02, transferul între unități pentru copiii aflați în neagăle, am avut planificată suma de 40.000 lei, s-a plătit suma de 40.000 lei, a mai rămas de plătit suma de 4.000 lei, suma neplătită din lipsă de lichidități. Capitolul 61.02, ordine publică și siguranță națională, am avut planificată suma de 8.000 lei, s-a cheltuit suma de 7.329 lei. Capitolul 65.02, învățământ. Am avut planificată suma de 924.000 lei, s-a cheltuit suma de 917.215 lei, din care cheltuielile de personal suma de 781.090 lei, cheltuielile de material suma de 136.125 lei. Capitolul 67.02, cultură, am avut planificată suma de 423.000 lei, s-a cheltuit suma de 293.070 lei, din care s-a cheltuit pe personal 18.395 lei, cheltuielile materiale suma de 43.140 lei, și anume, expertiză tehnică și extrajudiciară pentru căminul cultural Curița, suma de 10.060 lei, montare aer condiționat la căminul cultural Crașul, suma de 8.767 lei, reparații curente la căminul cultural Crașul și muzeu, suma de 7.300 lei, și alte cheltuieli materiale. Proiecte cu finanțare, suma de 213.348 lei pentru investiția amenajare terenului de sport în stat Cașa. Capitolul 68.02. Asistența socială a avut planificată suma de 264.000 lei, s-a realizat suma de 254.798 lei, din care indemnizații persoane cu handicap 190.450 lei și ajutor de încălzire, atât pentru beneficiari de ajutor social, precum și pentru cetățenii care au primit bani de la Direcția Muncii 64.348 lei. Capitolul 70.02. Locuințe, servicii de dezvoltare publice. Am avut planificată suma de 908.500 lei. S-a realizat suma de 876.027 lei, din care cheltuieli materiale suma de 220.629 lei. Și anume, 173.727 de lei pentru luminatul public, 1.920 lei stingătoare pentru școala din Curița, 3.100 lei documentații cadastrale, reparații curente, 9.000 de lei de locuire, acoperire și fântână școală ca și lucrări de igienizare la sediul primăriei, 20.000 lei de molare, sală sport la Curița,
4.500 lei tarif acordare pe punct liceac și 655.397 lei cheltuieli de capital. Astfel, 40.000 lei extindere de țeară eliminat, 123.000 de lei modernizare școală comunită, 96.230 lei lucrări atrucțiunii apă, 68.000 lei angajarea trenii sport și alei acces școala comunită, 6.500 lei brașabila rețeaua logistică a școlii Curița, 304.460 lei, modernizare școală Curița, etaj, înlocuirea acoperișului. Capitolul 74.02, protecția mediului, am avut plan 116.000 lei, s-a realizat suma de 113.902 lei pentru salubrizare. Capitolul 84.02, drumul și podul, am avut plan 2.928.500 lei, s-a realizat 2.913.200 lei, din care cheltuieli materiale 224.297 lei. În paranteză, vă spun ce înseamnă cheltuieli materiale. 34.000 de lei de pe zile, 2014-2015, 46.150 de lei reparații drumul comunal în zona Poița Codlicea, 18.600 lei s-a cheltuit pentru facerea două punți în Poița, la Andrușcă și la Ventilă, la Andrușcă și la Rețea, la Brânză, 72.050 lei reparații curente drumul Sărtești comunal Cașin, 32.500 lei închiriere utilaje pentru ecologizare, Andrășești, Conți, amenajare terenii Țiliști, amenajare Marul Codlicear și Codul Poiței, lucrări de balastare și cilindrare în Poița, Uița Marjul Dima Vlașca, 494.311 lei, construire pot autotrafic ușor și pedonal, 172.500 lei, restituire în pământ, 2.194.411 lei, modernizare drumului de interes local în comuna Cașa. La data de 31 decembrie 2015, bilanțul contabil înregistrează un excedent bugetar de 113.600 lei. Asta e lucru bun, că am intrat cu anul ăsta în fostul lumen, cum vrea și ceva, în banii. Banii care ne va ajuta pentru activitățile care le vor desfășura anul acesta. Raportul activității pe anul 2015 al biroului de impozite și taxe. Raportul activității pe anul 2015 al biroului de impozite și taxe este următorul. Impozitul de clădiri persoane fizice are un plan de 121.000 lei, încasări la 31.12.2015, în suma de 105.559 lei. Rămas de încasat 46.545. S-a mutat lucrul bine anul ăsta, mult mai bine ca la precedent. Impozitul de clădiri persoane juridice, un plan de 76.000 lei, încasări 75.034 lei, rămas de încasat 28.139 lei. Impozitele persoane fizice, un plan de 30.000 lei, încasat 28.113 lei, rămas de încasat 24.715 lei. Impozitele persoane juridice, plan de 2.000 de lei, încasat 1.695 lei, rămas de încasat 274 lei. Impozitele în extravilan, plan de 61.000 lei, încasat 43.574 de lei, rămas de încasat 59.722 lei. Impozit de mijloace de transport persoane fizice, plan 43.574 lei, încasat 117.006 lei, rămas de încasat 190.106 lei. Impozit de mijloace de transport persoane juridice, plan 44.000 lei, încasat 45.553 lei, rămas de încasat 13.812 lei. Venitul din concesiuni și închiriere, plan 58.000, încasat 48.584 lei, sume de încasat 814 lei. Alte impozite care sunt prin taxe de certificate producători și viza acestora, autorizații de construire, taxa pentru certificatul de urbanism, autorizații de funcționare, ajutor public judiciar și imputații, etigând, are un plan de 61.000 lei, s-a încasat 68.701 lei, rămas de încasat 47.085 lei. Taxa de timbru cuprinde taxa pentru eliberarea certificatului fiscale și adveniții de lor. Este un plan de 22.000 lei, s-a realizat 22.137 lei, nu sunt sume de încasat. Taxe speciale, taxe pompieri, plan 9.000 lei, încasat 8.924 lei, rămas de încasat 8.887 lei. Amenzi, plan în suma de 78.000 lei, încasat 62.261 lei, rămas de încasat 921.929 lei. Aici avem o problemă, suntem aproape de 10 miliarde cu debit la venit. Aici e probleme foarte mari și nu știu cum se va ajunge. În anul 2015 s-au eliberat următoarele documente. Certificate fiscale s-au eliberat un număr de 1671 bucăți. În matriculări auto, 153 mijloace de transport. În scrie plătiri și terenul, 245 de care se impune. Radier, mijloace de transport, 103 radier. S-a
S-a răspuns la un număr de 113 de adrese, autorizații funcționale s-a eliberat un număr de 92 autorizații, s-au întocmit diferite situații cerute de controlul Curții de Conturi, s-au pus extrase de venituri în dosare și s-au înregistrat aceste programe de contabilitate, s-au înregistrat un număr de 340 procese verbale de constatare și a contravenților, amenzi, pentru care s-au întocmit confirmări de primire care au fost trimise la diferite posturi de poliție, s-au verificat și colectat dosare de insolvabilitate existente și s-au întocmit altele noi, s-a mers pe teren pentru un casări, s-a întocmit raportul casărilor, s-au întocmit registrele de casă clinice, s-au depus sume încasate la trezorerie. S-a întocmit și s-au ridicat cecurile, s-au achitat sumele cuvenite privind ajutoare de încălzire, s-au dat relații zilnic diferiților contribuabili pentru impozite taxele locale. Capitolul 2. Protecție socială și stare civilă. La venitul minim garantat, la ajutor social, puteți dumneavoastră mai mult, pe anul 2015 am avut un număr de 85 dosare, din care cu normă de muncă 64 dosare. Pentru alocația de susținere familială, un număr de 103 dosare, s-au făcut 27 dosare de alocații de stat, 11 dosare indemnizații de creștere copil pentru anul până la 2 ani, 187 de dosare de ajutor de încălzire a locuinței, s-au acordat 7 ajutoare de urgență, s-au efectuat 30 de anchete sociale. La stare civilă s-au întocmit următoarele acte. 5 acte de naștere, 14 acte de căsătorie, 44 acte de deces, certificate eliberate la cer, 25 certificate de naștere, 37 certificate, deci când zic certificate eliberate la cer, sunt cei care au pierdut certificatul sau nu mai au și fac solicitare. Dar certificate de naștere s-au întocmit 5. 37 certificate de căsătorie, 59 certificate de deces, transcrie 6 acte, rectificări 2 acte, 92 de mențiune situate în acte de stare civilă, 22 anchete sociale de corp, 48 anchete persoane grave de handicap, 21 anchete pentru școală, 17 anchete copii instituționalizate. Pe anul 2015, registrul de grave ieșire a fost înregistrate un număr de 10.652 de corespondențe. Deci este vorba la aceste acte de naștere, sunt cei care mici fac transferi din Italia și fac certificate de naștere cu România. De ce este mai cu 44, dar confirm că sunt mai multe, că sunt care au murit la unii la spital, s-a liberat certificat de ceva. Sunt cu siguranță câte 50 ceva. Dar cum și ai idei. Și nașterea, să vă ajung și la naștere, să vă spun câte naștere au fost în comuna Cașnău. În Băcat. Sănătate. În comuna noastră, funcționează un cabinet medical, un medic și asistent, care deservește momentan și statul Curica, unde avem un cabinet modern care va fi pus în funcție pe 15 februarie 2016. O farmacie care deservește tot locuitorii comunei Cașin. S-a efectuat vaccinarea a toți copiii din comuna Cașin. Numărul pacienților înscriși la medicul de familie este de 2454, din care 1949 asigurați. S-au înregistrat 11 naștri. Vedeți că astăzi stăm la scor demografic. Vinovați sunt ăștia cu cablu. Au scos emisiunea cu sex. Dacă era emisiunea aia, s-au înregistrat 4.271 consultații, s-au înregistrat 2 cazuri de TPC și sunt luați în evidență 500 de cetățeni cu boli cronice. Le stăm rău și la naștere și la sănătate. Și la morți, chiar sunt bine. Capitolul 4, raportul privind TPC-ul. Activitatea SBSU Cașin, în cursul anului 2015, s-a desfășurat conform legii 481/2004, legii 37/2006, legii 446/1996, privind pregătirea populației pentru apărare cu modificările completările ulterioare, precum și ordine MIAI și IGSU, privind planificarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților de prevenire și intervenții în situații de urgență la nivelul localității. Domnul de aceea cu Iosif a fost pensionat, iar atribuțiile SBSU au fost repartizate prin dispoziție doamnei viceprimar prin toată Cojocea Gabriela Antonescu. Anul 2015 nu a fost dificil din punct de vedere a gestionării situațiilor de urgență, dar s-au luat măsuri de decormatare a Corintului Laga, a Nicolo Cimărcinesc, cu drumul comunal 127, și decormatarea părului Pulița de aglomerări de creieri individuale și pământ care obturau albia părului.
Activitățile de prevenire s-au desfășurat prin informarea în timp util a cetățenilor asupra pericolului, prin afișarea de notițiuni, avertizări, puncte de interes local, TV local și cu ocazia controlului efectuate conform graficului de control pentru anul 2015, cu personalul echipei de prevenire, ce are 6 membri, toți coliți la ei, sub acord, cu diplomă de absolvire cursului. S-a procedat la verificarea și soluționarea tuturor petițiilor ce privesc eventuale pericole manifestate de cetățenii comuni, s-au luat măsuri prin consecință pentru a se elimina pericolele sezizate, procedându-se la sancționarea celor vinovați prin emiterea de avertizmente și solicitarea INSPACO pentru constatarea de contravenții și amenzi. La nivelul SVS Ucașin s-a intervenit la stingerea 2 incendii pe locuințe, sprijinind INSPACO, cu tot ceea ce s-a solicitat, constatându-se că principala cauză pentru producerea acestora fiind necurățarea cornului de fum. S-a efectuat verificarea hidranților cu prima autorizată, conform legislației de prevenire și stingerea incendii. Ca urmare a planificării la nivelul județului Bacău, s-a executat un exercițiu de alarmare a comunei Cașin la inundații, participarea tuturor cetățenilor și a fost contractate pentru sprijin, respectiv unitățile economice la nivelul comunei, poliție, Ion Salvare, coordonat de primarul comunei și viceprimarul comunei. S-a depus documentația pentru obținerea autorizării la incendii, noua credință din satul Corița și suntem în curs de autorizare pentru primărie și școala Cașin. Educație, cultură și sport. Educația este asigurată prin școala cu clasele 1-8, instituitor Nicolae Suslaru, două grădinițe, una în statul Cașin și una în statul Furița, și un număr de 20 de cadre didactice, din care 3 educatori, 5 învățători și 12 profesori, 16 titulari și 4 sprijinitori, 200 elevi în învățământul primar și gimnazial, la grădinița Cașin 40 preșcolari, iar la grădinița Furița 20 de preșcolari. Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2014-2015, elevi înscriși 200, veniți 1, 10 elevi plecați, 181 elevi promovați, 10 elevi repetenți, s-a aprovizionat cu lemne pentru sezonul rece, atât școala cât și credința Poliția. Referitor la cultură, Biblioteca Comunală își desfășoară activitatea conform unui oraș de funcționare de 8 ore zilnic, luni până vineri, având la dispoziția utilizatorului un fond de carte de 7569 de volume, toate cu acces liber la raft. Și în dotare 4 calculatoare conectate la internet cu acces gratuit, fapt care a făcut să crească numărul utilizatorilor PC, cât și iată și tot. Numărul utilizatorilor scris este de 408, iar cei vizați activi în cursul anului este de 374. S-a participat la cursul de informare profesională la Biblioteca Județeană Petra Neamț, datorită acestui cursul prin proiectul Biblionet. Bibliotecarul poate să inițieze utilizatori începători în tehnologia informației și a calculatoare. S-a participat de cursuri de instruire profesional trimestrial atât la Biblioteca Județeană cât și la cea municipală. Se colaborează cu Biblioteca Municipală Radu Rotecti și Biblioteca Comunală Mănăstirea Cașin prin împrumuturi între bibliotecare pentru cărțile ce au fost solicitate, dar pe care biblioteca noastră nu le deține. S-au întocmit rapoartele anuale pentru Institutul Național de Statistică, se ține evidența zilnică a vizitatorilor și utilizatorilor. În paralel cu activitatea în bibliotecă, s-au întâlnit și alte sarcini atribuite de șefii ierarhici, precum arhiva, se pregătește, leagă și inventariază dosare din toate sectoarele de activitate. Din cadrul primăriei, impozite și taxe, aproximativ 80 dosare, contabilitate, 30 dosare, avicol, 10 dosare, asistență socială și stare civilă, 100 dosare, urbanism, 20 dosare. În luna iulie 2015, o delegație din Comuna Cașin, formată din primar, viceprimar, domnul Constantin Dudose, cu grupul suraților din Cașin, artiști locali, Gabriela Comăneș și Vitalie Portac, au participat la aniversarea 79 de ani de ființare a Muzeului Statului Dimitrie Gusti din București. În cadrul acestei acțiuni s-a promovat Comuna Cașin din toate punctele de vedere, economic, geografic, etnografic, cultural și social. Cu ocazia sărbătorilor zilei Cașin, s-au organizat mai multe activități și anume defilarea căruței copilului, învierea spiritului iar barocul de tămărie, întâlnirea cu fiii satului, organizarea temporară a unui muzeu al satului, competiție de mini-fotbal Cupa Cașinului, primirea Comunei Cașin în asociația celor mai frumoase sate din România, simpoziul Vârșii Amioriței, participarea extraordinară a unei delegații de profesori universitari condusă de domnul academician Nicolae Dabija, o delegație din Comuna Costești, Republica Moldova, împreună cu formația Haiducii, domnul Marcel Nicolae, ședintele asociației cele mai frumoase sate din România, profesorul universitar de Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Universitatea București, Universitatea George Bacovia Bacău, Universitatea Vasile Alexandrii Bacău,
o delegație de la Muzeul Statului București și de la Ministerul Culturii, un fapt extraordinar pentru Comuna Cașa. Toți oaspeții de marcă, amintiți mai sus, au pornit pe ușile statului, adminind celebrele porți de lemn și gospodările Cășunei, unde au fost primiți ospitalitatea specifică zonei. În încheierea zilei comune, a fost organizat în Curtea Școlii din Cașa un spectacol de muzică populară și ușoară, la care au participat cetățenii de toate vârste. În realizarea acestor activități am fost sprijinit de aproape și țin să le mulțumesc domnului Tudose Constantin, doamnei viceprimar Sfintoacă Coliuce Gabriela, doamnei bibliotecar Dențea Nicoleta, domnului Tudose Nicu, domnului Băleanu Daniel, doamnei Labăr Cornelia, doamnei Dragă Oadina, preotul comunei, grupul suraților din Cașin, tuturor doamnelor și domnișoare care s-au îmbrăcat în frumoase costume tradiționale, cărăușilor și, nu în ultimul rând, sponsorilor și oamenilor de bine din comuna noastră. La data de 1.10.2015, cu ocazia sărbătoririi zilei persoanelor vârstnice, în sala Căminului Cultural din Cașin, într-un cadru festiv, s-au premiat cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Cu ocazia Zilei Eroilor și a Zilei Naționale 1 decembrie, au avut loc manifestări dedicate eroilor neamului, care au luptat pentru Marea Unire a neamului românesc, unde au participat elevii școlii Cașin, cadre didactice, preoții comune, funcționari publici ai primăriei, cetățenii comune și, nu în ultimul rând, veterani de război. S-au prezentat alocuțiuni verbale și s-au depus coroane de flori. Pe data de 5.12.2015 s-a sărbătorit într-un cadru festiv 150 de ani de învățământ la școala Cașa, unde au participat cadre didactice active și pensionare, preoții satului, foști și actuale elevi ai școlii Cașa, inspectorul adjunct al ISJ Bacău, consilierii județeni și mulți cetățeni care au fost interesați de această activitate. În cadrul acestei festivități s-au ținut alocuțiuni verbale, de care cei prezidenți privind activitatea didactică de la începutul până în prezent, s-au acordat medalii și diplome cadrelor didactice care au ieșit la pensie și diplome de merit cadrelor didactice active, diplome de participare tuturor celor prezenți. Elevii școlii Cașin au prezentat un frumos program artistic în semn de recunoștință și respect pentru cadrele didactice. Cu această ocazie a fost acordat titlul de cetățean de onoare al Comunei Cașin domnului Tudose Constantin pentru implicarea necondiționată în viața culturală și promovarea la nivel național și internațional a Comunei Cașin. Pe data de 18.12.2015 a avut loc spectacul de Crăciun, unde au participat elevii școlii Cașin și preșcolari de la grădinițele din Cașin și Cuița, un spectacol care, din punctul meu de vedere, nu, și nu numai, a fost o reușită. În cadrul acestui spectacol a fost împărțite cadouri copiilor prezenți. Pe data de 20.12.2015, la inițiativa tinerilor din comuna noastră, s-a organizat concursul Miss și Mister Caritate 2015. Această acțiune reușit să umple sala cu spectatori de toate vârstele, fondurile strânse fiind donate în scop caritate. Pentru organizarea acestei acțiuni, tinerii au fost sprijiniți de primar și viceprimar Comunei Cașin. Pe data 31.12.2015 s-au primit urători în fața primăriei, care au venit în număr foarte mare, atât din localitatea noastră, cât și din localitățile vecine, făcând un spectacol vecin. Pe linie de sport, ne mândrim cu două echipe, înscrise în Liga 4, de fotbal și anume, echipa AS Mădura Cașin și Viitorul Curița. Partidele de fotbal fiind disputate pe nou teren de sport la Tănaș, din Cașin, terenul efectuat cu finanțare europeană. De lăudat este faptul că la echipa Viitorul Curița activează și o grupă de copii de 8-12 ani care participă la meciului județean. Protecția mediului. Capitolul 5. Pe linie de miză s-a continuat conștientizarea populației privind colectarea selectivă a deșeurilor, pe linie de colectare de deșeuri, s-a făcut o campanie în urma căreia s-a colectat deșeuri pentru calice. S-a ecologizat în numeroase rânduri, Părâul Cașin, Curița, Lăbuța, Pucior, precum și șantul ce mărcinesc DG-115, drum comunal 127, s-a deținut în permanență curățenie la platformele de gunoi, la acest lucru au fost folosiți beneficiarii venitului minim garantat, care au fost monitorizați de doamna viceprimar. Și în acest an s-a observat o îmbunătățire a colectării taxei de salubritate. De asemenea, s-au cosmetizat șanțurile care mărcinesc DG-115, s-au cosmetizat zona centrului civic al locărilor, s-au plantat scori, atât în centrul civic cât și în fața vestiarului de la stadion. Capitolul 7. Urbanism și amenajare teritorială. În anul 2015 s-au emis un număr de 95 certificate de urbanism pentru construcții locuințe, anexe gospodărești și preașamente la rețele de utilități edilitare. S-a încasat taxa pentru emisia certificatului de urbanism în sumă de 864 lei. În anul 2015 s-au emis un număr de 78 de autorizații de construire pentru construcții locuințe, anexe gospodărești și preașamente la rețele utilitare și edilitare. S-a încasat taxa pentru emiterea autorizației de construire în sumă de 24.510 lei.
A fost efectuat din controlare întâlnit, au aplicat fiscări pentru intrarea în libertate a celor ce respectă prevederile legale. Capitolul 8. Agricultură și dezvoltare rurală. Pe perioada anului 2015 s-au eliberat următoarele acte. 1478 adeverințe pentru buletin, ajutoare sociale, alocații complementare, ajutor încălzire. 220 adeverințe pentru APIA. 77 certificate producători. Titlul de proprietate existente energetice și indicate de proprietate 107, din care 92 titluri pentru teren agricol și 15 titluri pentru terenul forestier. În cursul anului 2015 au fost trimise pentru rectificare număr de 18 titluri proprietate, rectificări pentru talaj parcelă, validări pentru suprafață, și 9 titluri de proprietate au fost rectificate cu ordinul prefectului. Capitolul 9. Investiții. În anul 2015 s-au realizat următoarele investiții. Cub Cașin, 30.000 lei. Finalizarea amenajării terenului port, stat Cașin, comuna Cașin, 213.348 lei. Construcție pod autotraficul șor și petonal, pod Priceac, punct Nălboc stadion, 494.311 lei. Modernizarea drumului de interes local în comuna Cașin, 2.194.411 lei. Extinderea unui lac public Tălpău, 40.000 lei. Modernizarea școlii culturii și amenajarea grădinii copii și dispensar umani, 123.000 lei. Lucrarea amenajării terenului sport și alei betonate școala Cuița, 68.016 lei. Frașament școala Cuița, 6.158 lei. Montare aer condiționat la Căminul Cultural Cașin, 8.767 lei. Expertize judiciare și tehnici la Căminul Cultural Cuița, 10.060 lei. Modernizare școală Cuița, etaj, locuire, șarpante, refacere fațade, 304.459 lei. S-a reușit pe parcursul anului 2015 atragerea de fonduri în valoare de 38 miliarde de lei pentru asfaltarea 5 km de drumuri de interes local în comuna Cașin, prin programul PNTL și 5,6 miliarde lei pentru construire de pod autotrafic ușor și pedonal în pod Plicean și finalizarea lucrărilor pentru terenul de transport la Tănață. Un lucru extraordinar pentru dezvoltarea infrastructurii comunei Cașin. Capitolul 10. Ordine publică. Lucrătorii postului de poliție Cașin și-au desfășurat activitățile în conformitate cu prevederile legii 218/2002, privind funcționarea poliției române, precum și în baza ordinului de poliție și reglementări în interes. Accentul s-a pus în general pe combaterea infracționalității în scopul asigurării liniștii și siguranța cetățeanului. Lucrătorii postului de poliție Cașin colaborează cu instituția primarului pentru a interveni în rezolvarea unor probleme evite în comunitate. Capitolul 11. Statistică. Au avut loc 18 ședințe de Consiliul Local, 71 de hotărâri ale Consiliului Local, 336 de dispoziții ale primarului, 35 procese pe rol la Judecătoria Onești, 10 procese la Tribunalul Bacău și 6 la Curtea de Apel Bacău. Anul 2015 a fost un an de bun acord al localității noastre, din punct de vedere economic, social și cultural, cu diverse probleme, dar pe care am reușit să le depășim și țin să mulțumesc doamnei viceprimar, Consiliul Local Cașin, funcționarii publici din cadrul primăriei Cașin și, în ultimul rând, cetățenilor comuni. Da. Mulțumim și noi, domnule primar, pentru raportul prezentat. În ședință, domnul primar, pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul 2, bugetul local pe 2016. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016. Consiliul Local al Comunei Cașin, județul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din 4 aprilie 2016, la care participă 12 consilieri, din cei 13 consilieri locali în funcție, unul în dezbatere. Expunerea de motive numărul 1099 din 4 aprilie 2016 a domnului Soroi Daniel, primarul Comunei, raportul de specialitate numărul 1100 din 4 aprilie 2016, domnit de doamna conducarul Marcela Contagă, având în vedere adresa consilidențială numărul 1130 din 27 1-a 2016, adresa administrației județului Bacău, numărul 3825, 28-a 12-a 2015, adresa administrației județului Bacău, numărul 3849, din 31-a 12-a 2015, avizul Comisiei pentru Programul de Dezvoltare Economico-Social, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Legea bugetului de stat pe anul 2015, numărul 339/2015. În temeiul articolului 36, alineatul 4, litera A, articolul 45, alineatul 2, litera A și articolul 115, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, de publicată cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, în venituri cu suma de 3.162.250 lei, din care venituri proprii, în suma de 659.000 lei,
cote defalcate de impozit pe venit cu suma de 410.000 lei, sume alocate de impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 501.000 lei, sume alocate din TVA în valoare de 1.562.250 lei și subvenții pentru călătirea locuinței cu lemne în valoare de 30.000 lei și la cheltuieli în sumă de 3.162.250 lei. Venit, articolul 2. Veniturile proprii sunt repartizate astfel. Impozit pe transferurile proprietății imobiliare. 31.000 lei. Impozit și taxe pe proprietate. 257.000 lei. Taxe pe utilizarea bunurilor. 162.000 lei. Alte impozite taxe fiscale. 61.000 lei. Venituri din proprietate. 48.000 lei. Venituri din taxe administrative. 22.000 lei. Venitul din amenzi, 62.000 lei. Taxe speciale, 9.000 lei. Total venitul propriu. Articol 3. Cheltuielile bugetului local în sumă de 3.162.250 lei sunt după cum urmează. Administrație publică locală, 909.000 lei. Transferul din bugetele locale pentru persoane cu handicap, 40.000 lei. Ordine publică și siguranță națională, 5.000 lei. Învățământ, 838.000 lei. Cultură, recreere, religie, 300.000 lei. Asistență socială, 245.000 lei. Locuințe, servicii, dezvoltare publică, 586.000 lei. Drumul și poduri, 239.250 lei. Total 3.162.250 lei. Articolul 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 în suma de 3.380.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Articolul 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în suma de 343.449.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Articolul 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 în suma de 3.527.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli. Articolul 7. Se aprobă contul de venituri și cheltuieli sursa A pe anul 2015 la venituri în sumă de 6.491.850 lei și la cheltuieli în sumă de 6.378.242 lei cu un excedent de 113.608 lei, care a fost virat în fondul de rulment al unității. Articolul 8. Se aprobă contul de venituri și cheltuieli sursa C pe anul 2015 la venituri în suma de 179.500 lei și la cheltuieli în suma de 179.500 lei. Articolul 9. Se aprobă lista de investiții pe anul 2016. Articolul 10. Proiectul hotărârii se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentul buget contabilitate de venituri în termen de 10 zile la data adoptării de către secretarul comun. Articolul 11. Compartimentul buget contabilitate de venituri va aduce la deplinire printr-o hotărâre. Acum, o să vă citesc pentru a fi mai explicit expunerea de motive a primarului. Expunerea de motive privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Subsemnatul Soroi Daniel, în calitate de primar și ordonator principal de venituri al comunei Cașin, propun adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 în suma de 3.162.250 lei. Atât la venituri cât și la cheltuieli. Veniturile bugetului local sunt compuse din venituri proprii, suma de 659.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit 410.000 lei, sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 501.000 lei, sume alocate din TVA 1.562.250 lei, subvenții pentru călătirea locuinței 30.000 lei. Veniturile proprii ale bugetului local sunt formate din impozit pe transferul proprietății 31.000 lei, impozit clădiri persoane fizice 105.000 lei, impozit clădiri persoane juridice 75.000 lei, impozit teren persoane fizice 200.000 lei, impozit teren persoane juridice 2.000 lei, impozit teren intravilan 43.000 lei, alte taxe și impozite de proprietate 4.000 lei, TMT persoane fizice 117.000 lei, TMT persoane juridice 45.000 lei, alte impozite și taxe de la populație 68.000 lei, concesiuni și închirieri 48.000 lei, taxe extrajudiciare de timbru 22.000 lei, amenzi 62.000 lei, taxe speciale pompieri 9.000 lei. Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local sunt primite de la finanțe,
401.000 lei, de la Consiliul Județean 100.000 lei. Sume defalcate din TVA sunt împărțite în sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de centralizate. Aici avem 1.029.000 lei, care este destinată cheltuielilor cu salariile de la învățământ, 723.000 lei cheltuieli materiale învățământ, 95.000 lei drepturile asistenților personal, 200.000 lei ajutor încălzire pentru persoanele care au ajutor social. Sumele defalcate din TVA, deci pentru asistenții personal 200.000 lei și ajutor încălzire pentru persoanele care au ajutor social 11.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumul comunal 29.250 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local am primit de la finanțe 404.000 lei și de la Consiliul Județean 100.000 lei. Din veniturile deschise mai sus se finanțează de cheltuielile bugetului local după cum urmează. Administrația publică locală, suma de 909.000 lei. Cheltuieli de personal, suma de 683.000 lei. Cheltuieli materiale, suma de 221.000 lei. Ajutoare sociale, suma de 5.000 lei. Transferul din bugetul local pentru persoane cu handicap, este vorba de copiii din leagă, suma de 40.000 lei. Ordine publică și siguranța națională, PSI, suma de 5.000 lei. Învățământ cu suma de 831.000 lei, din care cheltuieli cu personalul 723.000 lei și cheltuieli materiale suma de 115.000 lei. Suma de 95.000 lei este de la stat și 20.000 lei din bugetul local. Cultură, recreere, religie, suma de 300.000 lei, din care biblioteca comunală 30.000 lei, cheltuieli de personal suma de 27.000 lei și cheltuieli materiale suma de 3.000 lei. Cămin cultural, suma de 250.000 lei, cheltuieli de capital, din care 200.000 lei pentru Căminul Cultural Curița și 50.000 lei pentru extindere Cămin Cultural Cașin. Sport, 15.000 lei, cheltuieli materiale pentru cele două echipe sportive. Culte, 5.000 lei, cheltuieli de investiții pentru Biserica Nouă din satul Curița, anume producerea de avizie și proiectare. Asistență socială, suma de 245.000 lei, din care 200.000 lei indemnizații persoane cu handicap, bani veniți la bugetul de stat, 45.000 lei pentru ajutorul de încălzire, 15.000 lei pentru 3 luni ajutor încălzire persoanele cu ajutor social și 30.000 lei pentru populație. Locuințe, servicii de dezvoltare publică, suma de 586.000 lei, din care cheltuieli materiale suma de 125.000 lei și 461.000 lei cheltuieli de capital. Cheltuielile materiale sunt pentru iluminat public, 100.000 lei și 25.000 lei pentru mobilier dispensar uman cu lițar și diverse avizie, ridicări, topul, etc. Cheltuielile de capital sunt pentru modernizare școală cu lița etaj, locuie și arpantă, refacere, fațadă, suma de 25.000 lei, suma care a fost prinsă în bugetul în anul 2015, dar nu s-a plătit pentru că nu s-a terminat lucrarea. Lucrări de amenajare teren de sport, de realizare platformă betonată, acces, școală, cuița, 235.000 lei, suma necesară ar fi 315.000 lei. Extindere rețea elimina public, Tălcău, 17.000 lei, diferență de achitat. Extindere elimina public, stradă primăverii, 23.000 lei, pentru începerea lucrărilor. Extindere, lucrări, extindere ambientale cu apă, pe strada Viilor, pe drumul Viilor, suma de 40.000 lei pentru începerea lucrărilor, lucrări ambientale cu apă Poitița, suma de 50.000 lei pentru începerea lucrărilor, studiul de stabilitate extindere de țeasă de naturale, sat Poitița, Poitița, Vlașca, suma de 30.000 lei, proiectare Dali, consolidare școala Cașin, 30.000 lei, necesar ar fi 60.000 lei, lucrări în vederea utilizării de securitate la incendii, la școlii Poitița, 11.000 lei. Drumul și podul cu suma de 232.250 lei, din care cheltuieli materiale 72.250 lei și cheltuieli de capital suma de 160.000 lei. Pentru modernizarea drumului de curiț local în comuna Cașin, ridicări topul, dalii pe Teaș, 40.000 lei ar trebui, 40.000 lei ar trebui 132.900 lei. Lucrări de apărare mare cu gabioane la post zona stadionului în loc, suma de 50.000 lei. Lucrarea amenajării Părinți Poița, 35.000 lei și extindere trotuar pe tunal Cașin, suma de 35.000 lei. Lucrări noi, sumele sunt trecute pentru a putea începe lucrări. În bugetele anilor 2017, 2018, 2019 sunt trecute la aceste capitole sume pentru terminarea lucrărilor. Dar eu sper că până la sfârșitul anului le așteptăm cum a fost și cel de anul trecut, că voi mai fi rectificări bugetare în semestrul 2, în iulie, cu siguranță rectificări mai sănătoase, zic eu, până în octombrie. Va fi iar
vor fi realizate. Lista de investiții. Lucrări de investiții în continuare. Totalul sumelor pentru investiții pe anul ăsta este de 876.000 lei. Lucrări de investiții în continuare, 482.000 lei. Lucrări noi, 323.000 lei. Alte cheltuieli, 71.000 lei. Capitolul cultură, recreere, religie. 255.000 lei. Lucrări în continuare, 205.000 lei. Lucrări la biserica din Curița, am mai spus că se vor fi pentru avizii, pentru contract și mai departe, 5.000 lei. Continuare lucrări cu tot încămin în cultura Curița, 200.000 lei. Lucrări noi, 50.000 lei. Lucrări de reparații Biserica Domnului Maicii Domnului, nu avem. Lucrări sunt legământ cu Vlacașin, 50.000 lei. Locuințe, servicii de dotare publică, 461.000 lei. Modernizarea școală Curița, etaj, locuire și apartă de facere, fațade de sat Curița, 25.000 lei. Lucrarea mea așa este în scurt, realizare platformă betonată, acces la școala Curița, sat Curița, 235.000 lei. Extindere rețea iluminată public Tălcău, 17.000 lei. Lucrări noi. Lucrări extindere alimentare apă potabilă DG115, drumul viilor, cum la Cașin, 40.000 lei. Extindere rețea iluminată public Primăverii, 23.000 lei. Lucrări extindere alimentare cu apă potabilă în DG115, Coița, cum la Cașin, 50.000 lei. Alte lucrări de investiții. Studiul fisabilitate, extindere rețea de gaze, satul Curița, Cătun, Coița și Blașca, cum la Cașin, 30.000 lei. Lucrări în vederea autorizării de securitate la incendii, la școala Curița, interesarul uman și credință, 11.000 lei. Proiectare galii, lucrări consolidare, școala Cașin și modernizare, 30.000 lei. Drumuri și poduri, 160.000 lei. Lucrări noi, modernizare drumul de trei locale cu mâna Cașin, ridicări topuri, galii pe tiași, 40.000 lei. Lucrări de apărare mare cu gambioane la post, zona stadionului în loc, 50.000 lei. Lucrarea amenajare corient Poița, 35.000 lei. Extindere trotuar pedonal în Cașin, 35.000 lei. Da, asta. Raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem consiliul local să-l adopte în forma prezentată. Dau cuvântul pentru a prezenta punctul 3 de ordine. Aș vrea rugăminte, ca să nu reținem mult cu doamna Dinsu și doamna Lucaru, până la sfârșit, că nu avem mult discuții, da? Să dăm, pun în discuție proiectul de buget. Că schimbându-se aici, schimbându-se ce atacă, vă da și răspunsuri, dacă avem și necarele. Da. Trebuia să spun de la început, poate că înțelegul să nu rămână, că mai e bine să ascultă și părerea Consiliului Consilierului. Păi, acum, pentru a fost consiliu orice vede, nu știu dacă sunt mai stau la prima de ședință. Păi, tocmai dacă proiectul să duce o trăie cu bugetul, să fie discutat acum. Să-l discutați, să puneți între voi, să-l dați răspunsul și acel lucru aveți în care trebuie. De asta, nu stii doamna Dinsu și cu doamna Lucaru până la costă noi aici. Îmi doriți să discutăm acum sau rămâneți până la 12? Supuneți la vot și haideți să vedem. Sunt de acord. Eu sunt de acord. Și eu, nu pot da. Vă rugăm să luați cuvântul. La ce ne-am dat de rugăciune? Da. Domnul Brânceanu. Urmează domnul Curelea. Da, am citit în mare
lista care ne-a fost dată cu raportul specializat de privind adoptarea bugetului de seară 2016. Stăteam și mă gândeam în timp ce se citea, cât s-a citit, dacă fiecare primar care a trecut pe primărie de la Revoluție până acum făcea nu tot ce scrie pe un raport de ăsta, măcar 5% așa. Era comuna Boboc în ziua de azi. Nu se numea Boboc, era... Da. În fine. Sunt de acord cu totul. Eu am luat cuvântul pentru... Știți pentru ce? Pagina care mă interesează. Bănuiesc că banii care merg la școala Curița a mai rămas doar betonarea acolo și terenul de sport. Restul cu șarpantele care sunt făcute, cred că e vorba de banii care trebuie să dați. Da, nu? Da. Despre asta este vorba. Așa. Avizele care trebuie să zic, sunt de acord cu părintele să vedem ce facem. Eu am discuția asta. Așa. Așa. Mă opresc la... Aș vrea să știu dacă este posibil când este fixat să facem studiul de fezabilitate pentru extinderea gazului. În toată comuna, nu mai în Cași. Problema cu lemnele nu mai spunem cu ocoale silvice. Eu tot, scuzați-mi expresia, spun prea multe, poate, tot spun de 12 ani, gaze, gaze, apă, lumină, peste tot. Aici vom fi, deznodământul ăsta va fi. Să aveți impresia că Uniunea Europeană ne va lăsa ca ei să funcționeze cu gaze în toate localitățile din toată Uniunea, iar noi să facem pe curent în continuare. Nu. Ocoarele silvice se vor profila pe specialitatea lor și noi vom avea gaze. Asta va fi. Fiecare cât consumă, atât plătește. Cum fi parte electrică, o parte, cum în alte țări, cum fi parte cu gaz. Și, dar nu se va mai consuma rar. Rar, ca să vor fi realități. Dacă se poate spune că sunt direct interesat pentru treaba asta, de atâția ani, adică sunt vreo 12. De când tot, taca, 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 în fiecare șeriță. Mă bucur că s-am prins. Așa. Treaba asta cu incendiile și cu evaluarea de la școala Curița. Aș vrea să detaliat puțin, nu mai puțin, cu banii ăștia, pentru că dacă nu se obține autorizația, degeaba am făcut ce am făcut. Cred că știți mai mult nu. Nu am ce să spun. Restul sunt lucrări care urc de la sine. O parte sunt începute, o parte le începem. Mă bucur că s-a prins treaba cu trotuarele în comuna Cașin. Aș dori din suflet, vă spun, să facem trotuar de la cap la coadă și pe stânga și pe dreapta în toată comuna. Să vedem borduri puse, să termină asfaltul. Aici să fie bordură și din coace iar bordură. Să fie marcată șoseaua. Să fie trasate treceri de pieton. Să fie plantați, așa cum am discutat. Domnul Mâșu a fost cu ideea pomi. Și pe stânga și pe dreapta au poate tei peste tot să miroase frumos. Așa. Și după terminarea asta să existe comuna Cașin, să zic, da, domnule, am intrat într-o localitate frumoasă. Într-o localitate care se numește comună. Cașin. Europeană. Da. Tătăranu. Cine a fost la Tătăranu, cred că nu poate spune nimic față de ceea ce spun eu. Comuna Tătăranu, jos pălărie pentru cel primar. Nu știu ce. Da, e prejmenul, domnul. Prejmenul. Că prejmenul nu există comuna. Care e? Și prejmenul, la Rașov. Da, păi ziceți, eu vorbesc aici. Și am văzut. Așa. Ar fi păcat să nu profităm și de bani europeni de tot ce este posibil pentru acest lucru. M-ar unge la suflet să trăiesc și să văd comuna făcută frumos, măcar principalul, cine vine. Și să mai reține încă un lucru. Am spus că n-a fost și domnul, nu știu dacă și domnul Tudos aici, dar am impresia că doamna și-a notat viceprimar, așa, dacă putem să aprobăm și să facem o poartă de-ntraia
frumoasă, pe care și-o punem la intrare în comuna Cașin, mare, să poată trece și cu tirul și cu tot ce vrei, și să spunem acolo, știu eu, nu știu, nu-i bine că în capul meu ținutul secuiesc, se poate ținutul cășunelilor. Au să zică, uite noi, dar și noi au. Nu-i de ce să le dăm jos. Da, știți? Adică trebuie gândit ceva și făcut ceva frumos. Cred că toată lumea de asemenea, că nu e nimeni împotrivă, pentru faptul că să fie frumos. Da, cam atât. Despre partea. Mulțumim, domnule Iberdeanu. Ai zis ca să-i vă dea răspunsul imediat, ca să... Unde e cu SF-ul pentru gaze, imediat după ce vom avea luat bugetul și finanțul la bancă, vom demara achiziția pentru a căuta o firmă de proiectare pentru a face accesul pe demarcare. Mulțumesc. Important este că și de timp. Aici e toate cu chestii. Școala Curița am depus luna trecută cereri, solicitare de documente pentru autorizare la liceniu. Era controlul făcut de ei. Acum, vă spun sincer, după ce s-a întâmplat cu grupul colectiv, ăștia o să și în Iaut și în Măcii. Și sunt foarte pretențioși în ceea ce vin. Zici eu, undeva mai fac și eficiență de zil, da? Și ne-a pus să stricăm un PNZ, un PNZ care a fost făcut în Egipt, să facem tot eu. Prezența mea aici, expun ceva și sunt și cu domnul Georgeu Bărcină și noi putem pleca. Trebuie spus de la început asta. Seama bugetului. Da, aici, aici deputații, dacă au ceva de spus vis-a-vis de buget, nu pot să-și exprime părerea, deși în schimb nu au dreptul de vot. Domnul Curiera, v-ați manifestat și după aceea, domnul Matei. Da, domnul. Buget. Nu ne referim la ce la raportul. Domnul Curelea, vă rog, la buget, ca să prezinte ordinea de zi. Și să plece și prezentat ordinea de zi. Și de ce? Că s-a prezentat ori un raport primarului. Oamenii sunt plictisesc, au ascultat niște cifre așa rapid. E vorba cu domnul comandant din Vor și Dânsul de Suplece. Așa, hai să prezinte vă domnul primar toate funcțiile de ordine. Deci acum se discută doar despre buget. După aceea mai sunt de prezentat încă 14 puncte. Atunci faceți referire și la activitatea domnului primar. Deci am făcut excepția cu domnul invitațiilor, cum am procedat și în ședințele anterioare. Fiecare își spunea postul și dorea da, să da, 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 așa am stat să ascultăm niște cifri trecute da. Rapid. Așa. Asta este. Asta da. Este... Nu, procedura, nu putem să... Ajutați-ne în cuvântul că nici eu nu vreau să stau, plec, în 10 minute am plecat. Mi-am notat și mi-am schițat câteva aspecte așa din raportul primarului. De asta, că înțelegem mai greu ce spune primarul, nu vreau să zic că domnule trebuie pe cineva, dar... Dar vorbim de bugetul... Vorbim frumos și vorbim de bugetul, domnul Curirea, nu mă jignesc, nu știu când a fost primarul, nu știu, nu citea bugetul, nici nu știa, nici nu știa, dar mă jignesc, v-am înțeles. Dar după aceea discutați o oră despre raportul... Pleacă, domnule, pleacă invitații, așa discutăm, dacă tot au venit, pleacă numai cu informații, unuia... Ce și eu am ceva aspectat, dar ce vrei să mă rog de primar să rămână să mă asculte? Nu pot. Dacă nu știu să plec, nu discutați ce trebuie. Dacă nu... Haideți, dacă să discutați, domnul Curelea, despre buget, numai despre buget, după aceea lăsăm după domnul primar să prezinte toate punctele, toate proiectele. Dați-mi 5 minute și plec. Nu mai tot timpul mă întrerupți. Iau punctul de vedere. Raportul primarului. Au fost prezentate multe cifre, sunt invitați, n-avem nicio greu reușesc să prind toate cifrele. Le-am notat câteva, lucrurile nu stau chiar așa cum sunt prezentate. Sună
frumos, comuna e Boboc, dar de 4 ani cere apă, gaz, canalizare, dânsul mi se pare Boboc. N-am nimic cu domnul Vrâncean. Nu am zis că nu mi se pare. Vreau să devină. Nu v-am întrerupt. Nu v-am întrerupt. Nu s-a discutat în raportul primarului proiectele propoziții din anul 2012, care nici acum nu s-au elucidat, nu s-au găsit surse de finanțare, proiecte care sunt făcute la Ministerul Dezvoltării, canalizare, asfaltare pe toate drumurile comunale. S-au prezentat niște cifre, eu am și un, mai sunt și cetățeni care se uită pe camera de la vedere, mai văd vreo, apropo de asfaltări care le-a prezentat primarul în 2011, într-un ziar jurnalistic Dana Lungo, care văd acum, nu știu, n-a mai fost, nu mai este prezent aici, eu vorbeam de prezența prefectului și a prefectului și a 60-70 de cetățeni în grădină cultural, de asfaltarea drumurilor comunale, proiect depus și aprobat la Ministerul Dezvoltării în anul 2011. Iată proiectul, iată o copie din ziarul respectiv, la data respectivă, în care vorbeam de acele asfaltări. Mai mult decât atât. Spuneam de 8,4 km de asfaltări și menționam asfaltarea drumurilor comunale. Deci găsiți articolul din 9-6-2011. Unește expres. Eu am o copie din ziarul respectiv. Când? Asfaltarea. 9-6-2011, când a venit prefectul cu câțiva invitații. A fost și directorul direcției simplice Mănăilă aici. Și poate, dacă nu cumva și domnul Baramăci. Eu vorbeam de proiect aprobat la Ministerul Dezvoltării. 8,4 km și mai mult decât atât. Primarul comunei Cașin, Cosmin Corinea, vorbește de asfaltarea drumurilor comunale. Două străduțe în cartierul Andrășești, care sunt, e bine că s-a găsit sursa de finanțare până în guvernul respectiv. 1,4 km. Exact. De ce proiect de asfaltare vorbeam în 2011? Exact acelea străduțe. Să punem așa un semn de întrebare pentru cei care mai urmăresc. Nu mai minți în lumea, domnule. Nu mai minți. Nu mai ne-ai chemat atunci să votăm. Ai venit de 4 ori la mine la poartă, când era cum aveam voie ca să semnăm pentru asfaltare. Nici nu s-a făcut pe domnul Crăciun. Nu mai minți. În suprafața și construcția, fundația, nu? E o fundație, care nici ea nu e achitată. Am informații de la constructor. Acum, după 4 ani de zile, pe final de mandat, nici n-a trecut suprafața, terenul și construcția, s-o fi trecut de la începutul mandatului. Acum, ducem de mai... Dacă este permis și mie să vorbesc și să spun ceva și eu mai am 2 minute și vorbim de ne scrie la cum funcționează. Termină, plec acasă. După dumneavoastră, lăsați-mă să... Să vă dau de întrebare. O oră nu l-am întrebat. Permiteți-mi să am întrebare. Da. O oră nu l-am întrebat. Nici pe domnul Vrâncean. Păi nu ai cum, dar tu ai avut raport de o oră. Da. Aveai raport de o oră. Dar tu vrei să vorbești numai atât de... Și care ești de care ești? Domn primar, domn primar. Nu înțelegi. Sunt doi primari, domn primar. Lasă-mă, ai răbdare. E bine între noi doi. E
Nu contează. Am evoluat. Bine că a plecat și am ajuns unde a ajuns. Dar nu tot mai relat. Tot mai dar nu știu. Dar ce mai este? Tot mai relat. Domnul primar, să se spună. Le mai am. În 5 minute m-ați întrerupt cu Curelea. A fost rugat să vorbiți despre buget. Ce aveți probleme la buget? Sunt de spus că tot timpul vorbește acum să referi exact la ordinea de zi. Eu la ordinea de zi. Păi s-a spus de... A spus de asfaltă. Mai spun de proiectul care s-a finanțat pot pe final. Nu se vă spune nimic de grup acțiunii locale Valea Totuși. Proiect înființat în 2012, aprobat, a dus exact pe teritoriul Comunei Cașin, în incinta societății, de pe varianta Comunei Cașin. Ce nu știți, știți. Dar la bine, bravo. Dar vorbiți și de grup acțiunii locale Valea Totuși. Astea sunt finanțările. Doamna Dițu, o întrebare. Nu e așa, doamna Dițu. Unde a semnat noi contract de finanțare pentru pot și pentru tine? Cu cine a semnat? Cu afirul Iași. Cu afirul. Și banii nu, dragă? Cu spiritul ăla. Dacă vreau de tot ca fire. E altceva și... Galu, a avut un interes. Galu cu Galu și apoi de-am tot... Nu, Galu este, în cazul proiectului, este intermediarul proiectului. El îi propune spre aprobare, dar aprobarea finală o dă afirul, fondul european, nu Galu dă bani. Galu nu este, nu dă bani, Galu este un ONG, o organizație, un grup de acțiune locală. V-am pus întrebarea și s-a trecut și abar n-ați avut și Galu. A spus că e o societate comercială. A spus că e o societate comercială. Nu, dă adic, dă adic, ceva și ce mă mai spun. Nu știi cu părerea. Tu nu știi ce știi bani pentru de ceva. Hai să fim calmi. Vă rog frumos, hai calmi. Hai, mergeți înainte. Hai să ții invitați astea. Am spus de asfaltă. Hai, nu facem. Domnul, vorbiți de rând. Haideți să vă referiți și la buget, ca să putem să dăm voie doamnelor contabile să meargă acasă. Pentru că stau de la de dimineață de la ora. Dacă puteți să ăla și după aceea dumneavoastră rămâneți și noi vă ascultăm, vă promit, sunt președinte de ședință și vă promit că vom avea răbdarea să vă ascultăm tot ce vreți, cu articole din ziar și cu diverse și cu referiri la ce... Dar acum v-am spus să vorbiți doar de... să vă referiți doar de... Iar mai spun două vorbi și proiectul, nu mă lăsați, greu cu voi. Vă lăsăm, domnul Curinel, hai să discutăm. S-a prezentat tot în raport, a trecut fugitiv 35 de procese. Eu așteptam să se spună din punct de vedere juridic, activitatea biroului juridic, anul 2015. Sau nu s-au nuanțat, nu s-a spus că... Am făcut raport. S-a pierdut procesul cu societatea comercială din Bacău, referitor la pentru cultural din Bucureștiu. Penalizări, cu tot cu penalizări, la cât se ridică suma doamnă? Nu o să ridice la nimic. Dar e hotărâri de finitivul de locală. Nu, unde pe la să spun, s-a pus o factură care nu exista. Și eu și de ce au vorbit atunci celor ăsta? Deci, am fost o... Așa a fost campania cu nu zic cum vizut ea. Veneau alegeri, atunci trebuia să... Nici măcar tu n-ai semnat. Vreau să denigrezi pe cineva. Deci nu a fost, pur și simplu, factura aia. S-a bine, am înțeles, mulțumesc. Cu procesul cu amenda care l-ați avut cu angajații primării, de ce vă referiți? Doamna secretară aici, doamna contabil aici. L-ați criticat sau l-ați... Deci, noi suntem în proces cu Alerbaco. Amen. Eu nu am câștigat, eu sunt în proces. Au câștigat. E în derulare procesul. E în derulare. Au mai mari transparență. Spuneți-mă într-un vădor de gal, de proces. Spuneți-mi de cineva. Să fim atenți. Haideți să ajutăm comunitatea. Să fac foarte multe. Haideți. Dar am terminat. E chiar în momentul în care intru în momentul mă iertați că vă întreb. Da, permiteți-mi două secunde. Dar n-am terminat, părinte. De la nivelul a doi oameni cu pregătire. În momentul în care într-o astfel de adunare se vorbește cu măs, cu băi, cu nu știu ce, indiferent de, la ce, de pe ce scaun ne aflăm, lucrul acesta denotă ceva. Ceva o respectiv nu vreau să mă refer la el. Dar în momentul în care suntem reprezentanții unei comunități, părerea mea, ca preot și ca cel ce sunt cel mai tânăr de aici din această încăpere, ar fi că măcar atunci când suntem împreună și participăm la ședință, și mai ales că această ședință este și înregistrată, să putem să ne adresăm politicos.
Asta am avut de spus. În primul rând. În al doilea rând, în ceea ce ați ridicat problema cu Biserica de la Poliță, nu este o manevră politică, nu este o manevră electorală. Pentru că, de datorită schimbărilor la nivelul guvernului, produse anul trecut, și anunțului primului ministru, precum că nu vor mai exista finanțări de la Secretariatul de Stat pentru culte, pentru construcția de noi biserici, iar parohiile și unitățile de cult să se îndrepte către credincioși și către administrația locală, am făcut acest demers către administrația locală pentru preluarea de către primăria Cașin, prin Consiliul Local Cașin, a construcției bisericii Culiță. Acesta este demersul nostru. Nu este un demers politic, nu este un demers venit din partea nimănui, nu este un demers susținut de nimeni din politică, de nimeni din primărie, este un demers realizat de către noi ca parohie, la îndemnul mai marilor noștri. Pentru că de astăzi înainte, ca să vorbim așa pe limba pe care s-a vorbit, ne-am lins pe bot de bani de la stat. Și atunci, singura posibilitate pentru o parohie, cum este Culița, de 170 de familii ortodoxe, ca să poată să ducă la capăt o astfel de investiție, pentru că domnul Vrâncean, domnul Brânză Costel, fiind aici de față și fiind parohieni, știu despre ce vorbesc, o parohie ca noastră nu poate să susțină o asemenea investiție așa cum a fost ea plănuită și planificată în anul 2009, când erau cu totul și cu totul alte condiții, în alte condiții, după cum spuneam, ne-am adresat primăriei Cașin cu acest demers. Există un raport de înaintare, există toate documentele necesare depuse la... Știți și dumneavoastră foarte bine, în mandatul dumneavoastră am venit și am cerut autorizația respectivă de construire. Am depus toate actele, am făcut toate demersurile necesare, am început construcția. Știți cum au fost fondurile, știți cum au venit banii, știți cum am obținut finanțările, știți toate acestea. Și ce greu am obținut autorizația. Și ce greu? Indiferent. Știți toate acestea. Pentru că prima semnătură pe autorizație de construcție este a dumneavoastră. Următoarea este a domnului primar Soror. Nu? Da, pentru că s-a prelungit autorizația de construcție. Nu. Ok? Nu. Așa. Nu, 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 nu. Eu nu vreau să intru nicio polemică. Eu doar v-am răspuns la ceea ce ați întrebat. Acesta este răspunsul meu la întrebarea pe care ați adresat-o privitor la situația bisericii noi din satul Culița. Avem dreptul și mai presus de toate avem obligația morală de a face acest demers față de primăria Cașin, noi ca și parohie, dar în primul și în primul rând în numele cetățenilor satului Culița, care la rândul lor sunt cetățeni ai comunii Cașin. Iar dacă ne batem cu pumnul în piept pentru realizările care s-au făcut în comuna sa, în satul Culița sau nu s-au făcut în satul Culița, eu vă garantez din toate punctele de vedere că aceasta va fi cea mai mare și mai importantă investiție care se va face. Și despre care toți, de la un capăt la altul, își vor aminti. Nu va rămâne nici Consiliul, nici Căminul Cultural, nici școala, nici asfaltul, nici nimic. Pentru că căminul se dărâmă, școala va rămâne fără copii, cum au rămas multe școli, asfaltul se va găuri, dar biserica va fi plină în continuare și toată lumea își va aminti cine și cum a făcut această biserică. Și cu aceasta, vă rog să-mi permiteți semintei alocuțiunea. Vă mulțumesc foarte frumos că m-ați ascultat. Mulțumim. Vă rog să ne scuzați dacă părinții... Și noi participăm, credeți-mă. Nu, suntem și noi preoți, suntem, ne adunăm 80, 100, 100 și ceva la ședință. Și la noi se vociferează, și la noi se vorbește. Și noi avem unul mai mare care e spus de acolo asupra noastră, din anumite puncte de vedere și administrativ, nu mă refer la ierarhul nostru, pentru că atunci când este ierarhul nostru, sau cei mai mari noștri, de fiecare dată, există ordine și disciplină. Asta trebuie să fie, pentru că în momentul în care, acolo unde există haos, acolo nimic nu merge bine. Iar în momentul în care există acest haos, indiferent că este la nivel de parohie, de primărie, de societate, de indiferent ce ar fi, nu putem să facem nimic și să ducem nimic bun la cap. În loc să ne unim și să fim precum degetele unei mâini, în folosul comunității, toți, de la un capăt la altul, fără să sărim unul la jugularea celuilalt,
Preferăm să facem acest lucru în atare condiții. Concluzia a rămas cu biserica la fundație. Cum am lăsat-o acum 4 ani. Domnule colega, concluzia este că acum 4 ani de zile eu am început să săp acea fundație. Ați uitat când am fost după autorizație ce greu le-am obținut? Da, am obținut autorizație, pentru că la momentul respectiv nu era turnat măcar cu o găleată de ciment. În momentul de față sunt cu fundația la cota zero. Mai trebuie turnată plată. Părinte, ce să facem? Explicați, nu-i fundația la cota zero, elevația la cota zero. Elevația. Elevația la cota zero. A fost turnat de unul de fundare, de la minus 2,70 până la minus 1,35. Beton de fundare, 120 de metri cub de beton de fundare, cu armătură de fier beton. Și fierul ăla? A fost fierul ăla. Când s-a fost? Elevație. Nu, important este că a fost adus fierul. Important este ceea ce s-a făcut pentru și fierul. Asta v-ați bucurat 4 ani că ați ajuns la elevații cu biserica? Având în vedere fondurile de care am beneficiat, da, sunt aici de bucurat. Ați obținut foarte bine. Având în vedere fondurile pe care le-am obținut, domnul Curelea, haideți ca să nu ducem mine. Dar, tot părinte, eu cred că colegii mei consilieri, invitații, dau crezare, părinte. Și dumitare ai făcut destule mandatul dumitare, am făcut haideți ca să vă dau un răspuns scurt și la obiect. În 2011, întâmplarea a făcut că eram consilier și atunci nu era consiliul ăsta. Ați venit într-adevăr, ați venit atunci cu aprobare de la Ministerul Dezvoltării, de la Elena Udrea. Noi știm ce a făcut Elena Udrea și când v-am pus întrebarea în ședință aici și când v-am spus, domnul Curelea, sunteți siguri că cei 8,4 km vor fi executați toți? Și a spus, domnul Coleanu, dacă o să execuți 4 km e bun și aia. Ei, eu n-am fost de acord cu aia 4 km. Dacă noi plăteam și pentru proiectul ăla nu se mai putea finanța, noi mai puteam căpăta o altă finanțare la alt proiect de tramă stradală decât ăla. 8 km ăsta prindea toate străduțele sau bulițele satului. Și n-am fost de acord atunci când nu mi-a spus. Păi știu cum este mare. Fezabilitatea a fost plătit exact la aceeași firmă de proiectare. Dar Consiliul Local de atunci a considerat că nu e bine să aprobe acum. Și nu a aprobat ce să facem acum. Ne războim că au greșit ieri. Au greșit, au plătit unii din ei. Aș vrea să spun două cuvinte și să mă iertă și dumneavoastră și doamnele și Cosmin și cei care... Sunt poate de altă natură politică sau nu vreau politic. Vreau să discutăm așa. Mă deranjează faptul, pe mine, nu știu pe ceilalți, vorbesc în numele meu, că de cel puțin 6-7 ședințe care le ținem, domnul Curelea vine și distrage atenția și creează aici o atmosferă neplăcută total. Lucru care este înregistrat pe sală. Nu știu, noi vorbim, discutăm politic. Discutăm că trebuie să fim o comunitate, suntem puși aici de oameni din această comună să facem ceva și creați în fiecare ședință această discuție de prost gust. De ce? Dar de ce să ascultăm toate aberațiile? Domnule, nu le ascultați dacă nu vreți, domnule. Dar e raport al primarului, vrem, nu știu, trebuie să facem ceva de toată. Domnul Curelea, domnul Cosmin, cum vreți dumneavoastră? Nu mai monopolizat întreaga ședință. Puneți un monopol întreg pe toți oamenii. Pentru 5 minute reușiți să acoperiți. Pentru 5 minute. Domnul Raduș, da. Sunt multe cifre și considerăm că au fost bine gândite. Eu totuși mai am o obiecțiune și cred că ar fi trebuit făcut ceva. Azi noapte am urmărit o emisiune la televizor privind prevenirea cutremurelor. Și a fost, nu știu dacă așa va fi, că în noiembrie va fi un cutremur foarte mare și n-am scris nimic despre consolidarea școlii. Ba da. S-a scris da. De-avea proiectul, dacă să... Am intrat, proiecte, dar... Avem, atenți, acum am prins bani pentru proiectare, expertiză. Am găsit două surse de finanțare. Una de la guvern. Am fost la guvern și am discutat.
cum am văzut și pentru asfalt, și mereu o sursă de finanțare cu fonduri europene. Ce vedem? Păi, cum termină proiectarea și expertiză tot, eu sper că a fost un marți de bun proiect. M-ați zis? Da. Vă mai dau o chestie bună. Când a făcut expertiză, s-a făcut la fundația școlii. Nu e școala cum s-a crezut. Are o fundație de 1,80 m adâncime. Până la etajul 1 are grinzi și stâlpi de susținere. Ei, problema este etajul 2. Că ăla s-a făcut după ce a fost făcut etajul 1, că ea a fost inițial proiectată pentru PECUS 1. Și cum când s-a venit perioada de 68, ce au ieșit și cu ei mulți, în 75, a fost nevoie de un etaj. Ei, și etajul 2 este construit neconform, cu o singură zăcărămidă, fără stâlpi de susținere, acolo este problema. Și toată consolidarea se va concentra pe, practic, pe etajul 2. Dar spre vrem, va fi consolidare, va fi anveloparea școlii, va schimba acestea termică, tot ce înseamnă instalații, tot ce înseamnă interioare, se va moderniza școala, se va face ca și nou. Deci, eu sper ca până în martie, când termin proiectarea și cu avizii, să bagă proiectul. Dar niște, văd unii găsesc un contractare și semnesc contractul. Nu mă duc să depun un contract, cum a fost depus în multe iată și nu s-au sursă de finanțare. Și pe să fie bine. Doamna directoare, sursă de clasă funcționale la acum, acolo, adică ele, cum fac ori la etajul, la etajul, la etajul. Așa, și referitor la suma prevăzută pentru trotuare, aproximativ cam cât s-ar putea face? Am făcut ridicare și fac proiectare pentru trotuare, începând în acelul Cuceianu, de jos, până la porțiunea care ai făcut să le împistia, până la Moara Cumărești. Până la Moara Cumărești, la Mișin, până la Parerea. Partea, partea sănătii. Da, sănătii. Partea cealaltă nu ai unde. Am făcut, vedem ce valoare a ieșit și acum vom aproba indicatorul tehnicul economic și anul ăsta vom executa cât bani avem. Anul viitor, cine va fi sau nu va fi primar, va executa în continuare și tot așa. Jurul Cuciureanu are trotuar, de ce nu are, ceilalți. Dar cred că aici este totuși spațiu în zona asta. Nu, zona partea stângă, merg pe Ionești, asta e cea mai spațioasă, cea mai lată. Pentru că circulația mai... Pe partea cea întâi e mică, deci acostamentul spre asfalt și gardul este atât mai mult. Dar cum se zice acolo pe asfalt? Bine, domnul Rașu, spăți. Vreau să vreau spun, văd suma de 20. În raportul de, văd suma de 25.000 de lei pentru mobilier dispensat urman, uman Curița, diverse avize, ridicări topo. Diversele avize și ridicări de topo se referă tot la dispensarul... Nu. Nu. La dispensar va fi 5.000 și ceva de mobilier. Păi asta vreau să spun, dacă suma asta de 25.000 de lei va fi de fapt. Deci 25.000 acolo am scris pentru obiectele de inventar, deci mobilier la dispensar și sunt destul de avizi care se ia pentru toate lucrările astea de investiții care intră tot în acea 25.000. Nu, eu vreau ajung. Deci banii ăștia 25.000 nu vor ajunge. Cât e defalcat pentru mobilierul de la... 6.000. Deci nu vor ajunge banii ăștia. Da. Că zic, am văzut seama de 25.000. Mai dorește cineva, problema este cu bugetul. Deci în bugetul inițial nu poți să treci la venituri decât ceea ce ai realizat anul trecut. Atâta timp cât n-am realizat în ultimii 3 ani consecutiv 97% venituri, nu poți să treci mai mult decât ai realizat anul trecut. Deci o să mai facem recomandare și o să mai facem. Prezența mea aici se datorează faptului că un grup de cetățeni, printre care și domnul Bacelă Georgeu, am făcut un scris prin care am cerut conducerii primăriei să ia în considerare repararea drumului din Amonte de Cotul Bicear. Știți că e o zonă acolo foarte periculoasă, cu un cârâu. Deci repararea unei porțiuni din acest drum pentru accesul utilajelor și corectarea pârâului, care la data respectivă, la data asta, se infiltrează pe sub terenurile agricole, neavând o... O arbie. Și sunt câțiva cetățeni, deci să recunosc și eu,
nu putem acel teren să-l luăm. Suntem o șansă. Și știți că în 2005, sau poate greșesc, a venit o rupere de nori și a inundat chiar... 2005. Da. Deci, viu să întăresc, să prindeți în bugetul de cheltuieli. Probabil am sesizat că acolo sunt la drumuri și așa. Diverse înseamnă că puteți prinde și asta și dumneavoastră să dați un proiect de hotărâre pentru... Eu am fost acolo cu domnul primar, am consultat și un inginer constructor și ne-a spus, ne-a prezentat ce trebuie făcut. Investiția nu e așa, dar având în vedere că și agricultura reprezintă o importanță pentru comună, știți că zona Bucium, dealul Bucium, este o suprafață de teren care dă destul pentru agricultură și mai este și legătura care se face dintre cele două comuni. Cu timpul, dacă se tot merge cu, chiar cu bucățele, poate să reușim să facem un drum, să legăm Bucium cu Eu cam atât am avut de spus, să vin cu rugămintea, să dați o hotărâre și să prindeți în... Da? Mulțumesc! Noi eu mă pot repra. Aș vrea, înainte de a pleca domnul Băncina, să, în numele Consiliului Local, să le cerem scuze pentru situația creată, părintele și cei care sunt invitați au venit. E neplăcut acest lucru și ne cerem scuze. Noi, cei care, zic eu, suntem cu capul pe umeri, așa, pentru situația actuală care s-a creat aici. Nu-i plăcut deloc. Nu, Frâncea, pentru că mai într-un termen popular, fura scurent. Să întreb o situație. Foarte multă lume din sat nu are pădure ca să se aprovizioneze cu lemne. Ca să mai aduci lemne acum de la ocol, poate ar fi bine să facem o adresă din partea primăriei ca să aloce și pentru populație o parcelă sau defrișări sau strâns ceva. Pentru că unii au pădure și poate reușesc să-și aducă lemne, dar cei care nu au, o soluție. Aveți dreptate, la momentul respectiv, există o situație foarte îngrijorătoare în privința materialului nostru pentru populație și pentru societăți comerciale. Că acum, nu vă supărați. Noi trăim din ceea ce exploatează societățile comerciale. Încă nu s-a putut face partiz pentru populație. Prea vă rog, domnul Mănăilă, eu. Și ascult de mine în felul următor. La nivel de primărie, să vină să fac un tabel. Fiecare persoană care vrea, domnule, la nivel de primar, domnul primar, face tu doar care vrea lemne de foc. Și la nivel de ocol să aprobă o cotă pentru fiecare. Și atunci vine și dă un acont fiecare pentru cumva și se poate marca o partidă sau două partide, se poate marca cu, pentru fiecare. Deci, chiar vă mulțumesc. Nu, că această solicitare cu un apuciu, că sunt și acolo, de exemplu, Răcăuțul, e numai pădegite care au pădure. Și ar fi bine înfrățit cu și ei și la noi să pornească acea hârtie. Și poate... Se poate bloca la ocol aici avertia sau trebuie să mergem mai departe? Nu se poate bloca. Dar o puteți trebuie la mai multe instituții. Nu. Chiar la direcții. Da, direcții, da. Mulțumesc, domnul Băncilă, pentru urmărit. Haideți să lăsăm un pic, dacă domnul Băncilă vă retrageți. Da.
doamnele contabile, mai are un consilier de vizită ceva pe seama. Stai să ați un pic, doamne. A venit, dar nu s-a putut pentru că era prins. Nu era prins în buget. Acum s-a prins în buget, deci e ceva legal. La revedere, mulțumesc, mă, cum se face? Da. Da, domnule. Da. Aș vrea să vă spun că proiectul de hotărâre privind bugetul, cred că este cel mai important proiect pe care îl votăm în cursul lunii an. Și îl bine rând în fiecare lună ianuarie. De asta a fost foarte bine dacă noi am fi avut a fost foarte bine dacă am fi avut spre studiu acasă, exact. Da? Pentru că da, este imposibil să avem o părere bine segmentată, aprofundată în momentul în care suntem la prima lectură. Chiar și așa eu am sesizat niște probleme din punctul meu de vedere legate de acest buget, în sensul că aici sunt începutul lucrurile bune. Constat proiecte foarte necesare comunității, și anume alimentare cu apă în satul Potița, de asemenea SF-uri la extinderea de gaze în satul Curița, Potița, Vlașca, cu sume alocate undeva la 50.000 de lei pentru alimentare cu apa, 30.000 pentru SF-uri. De asemenea, la minusuri, după părerea mea, iarăși o temă care a suscitat interes ultima jumătate de an, din punctul meu de vedere, amenajarea teren sport în Curița, 3 miliarde, suma necesară. 3 miliarde și ceva. Iată prioritățile. Da. Foarte bune, după părerea mea, domnul Grânceanu, vorbim de SF-uri la Curița de 4 ani, sunt eu, 3 ani jumate. Facem SF-ul în ultimile 4 luni de mandat. Măsoară-ți cuvintele, te rog frumos. Măsoară-ți cuvintele că trebuie să spun. Care zici nou? Domnul Curelea, are cuvântul domnul, și vă rog frumos. Domnul Grânceanu, care zici? Eu nu știu. Înțeleg, da? Băiatule. Nu băiatule. O să... Ai probleme. Eu îți spun că ai probleme. Stai cum ai te îmbagat-o. Nu stai. Nu ne tragem de șiretoare. Nu ne tragem de șiretoare. Ce te uiți așa? Ai probleme. Ai probleme. Cauză-te. Ai probleme. Vorbești din domnul Mușu acum despre buget. Lăsați trebuie ce aveți cu evoluția. Asta pe care o așteptă și lăsăm numai pe aici. Haideți, vă rog eu frumos, că nu răspundeți la niciun fel de uitătură. Facem acum cifre din ședințele Consiliului Local și una dintre cele mai importante ședințe ale Consiliului Local va fi din anul ăsta. Deci, haideți, într-un minut vreau să explic de ce mă abțin în privința acestui punct. Este vorba de o prioritizare de care vorbim, eu vorbesc de câțiva ani, deci vă spun, este vorba de 50.000 plus 30.000, 80.000 de lei foarte necesari și care trebuie cheltuiți mult mai de mult, acum 3 ani, deci vorba de alimentare cu apă și SF-uri, pentru că dacă făceam astea SF, nu mai discutat domnul Grânceanu ședință de ședință, cum a fost cu, așa, cu alimentarea cu gaz, și de asemenea cheltuiala de la Curița pe care eu n-a fost de acord, de prima dată, de acum jumătate de ani și nu sunt nici acum. De asta o să mă abțin. Mersi. Mulțumesc, domnul. Mai discută cineva din consilieri pe seama bugetului? Bun. Atunci am înțeles. Dăm cuvântul doamnele, dacă vor să se retragă. Apropo, Da. Haideți să punem la vot cine este pentru proiectul de buget. Deci nu. Hai să văd împotrivă cine este, că nu văd așa.
E cineva împotrivă? Se abține? Eu mă abțin. Deci abține două, da? Trei. Trei. Cine este? Și eu, Bulea. Deci Curelea, Bulea. Deci pentru că atunci o să vină nouă. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 3 de pe ordine. Știți că a venit candidat cu hotărâri după Silva de Riput și am intrat și noi în Asociația Comună din România, în acord. Pentru a face parte în această asociație, trebuie să dăm un proiect cu hotărâri pe care să dăm o cotizație anuală. Eu zic că este bine să aprobăm această cotizație, fiindcă vom beneficia în partea asociației, care are 3 auditori angajați, care se fac audit intern în primărie. Și un lucru bun, fiindcă noi nu avem angajat auditor intern, auditorul intern ce face? Ceea ce face cu dedocontul. Dar dacă îți faci fiecare an asistuant și deschide ochii sau unde ai greșit din față sau să le faci greșelile și în momentul vine cu dedocontul să ieși cât mai bine, să ai greșeli cât mai puțin. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la Comunica și Județul Bacău la Asociația Comunelor din România, acord, filiala județeană Bacău, cu un cuantum de 900 de lei. Deci nici mult. Este vorba de 9 milioane de bani. Pentru anii 2015 și 2016, cotizația anuală se achită în conformitate cu prevederea articolului 1 și 2 din hotărârea numărul 3 din 25.03.2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarul Comunei Cașin, compartimentul buget, contabilitate, venituri, primarul Comunei Săucești, președintele filialei județene Bacău, acord, prefectul județul Bacău. Despre asta. Dar despre ce sumă e vorba? 900 lei. 900 lei. Da. 900 lei. Asta înseamnă că 2 ani de da. Mulțumim, domnule primar. La cursul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Proces Finanță, Organizare de Sine Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Comunelor din România, ACOR, filiala județeană a Bacău, consideră că acesta este necesar pentru conform de vedere la articolul 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Dăm cuvântul domnului primar să prezinte proiectul de hotărâre de la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Proiectul hotărârii privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2016. Știți că în fiecare an, în luna lui ianuarie, acum suntem în februarie, se găsește o hotărâre și se aprobă cotizația care s-a plătit când suntem membri ALIS. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în cuantum de 2000 de lei. Articolul 2. Se mandatează domnul Soroiu Daniel, având calitatea de reprezentant al unității administrativ teritoriale în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre pentru și după cum urmează. Pentru județul Bacău, ei cotizează 400.000 lei. Pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău, 300.000 lei. Pentru localitățile de rangul 2, municipiul Ionești, 30.000 lei. Pentru localitățile de rangul 3, 15.000 lei.
Pentru orașele Comănești, Buc și Târgovna, 10.000 lei. Pentru orașul Slănic, Moldova, 3.000 lei. Pentru comune cu populație sub 3.000 locuitori, 1.000 lei. Pentru comune cu populație între 3.000 și 5.000 locuitori, comunicăm și noi, 2.000 lei. Pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 locuitori, 2.500 lei. Pentru comune cu o populație peste 10.000 locuitori, 3.500 lei. Localitățile de rangul 3 sunt municipiul Moinești și orașul Dărmănești, care, mai sus, ei dau câte 15.000 lei. Articol 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanele numeralizate la articol 2, compartimentul buget, totalitate venituri, asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adus la conștiință publică în condiții legii. Da. Avizul raportul de analizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanță, Investare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2016, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre propunem Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre al punctul 5, privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat al Comunei Cașin, județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Hotărâre. Privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin, județul Bacău pentru anul școlar 2016-2017. Hotărâște. Articolul 1. Se aprobă organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a Comunei Cașin, județul Bacău pentru anul 2016-2017. Astfel. Școala gimnazială Măsucor Nicolae Tăslaru, satul Cașin, Comuna Cașin, și grădiniță cu program normal, stat Uita, Comuna Cașin, grădiniță cu program normal, stat Cașin, Comuna Cașin. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarul Comunei Cașin, școlii gimnaziale și păstori Nicolae Păstlaru, stat Cașin, Comuna Cașin, inspectoratul școlar sau județul Bacău, instituției prefectului județului Bacău. Da, mulțumim domnule primar, dăm răvântul doamnei comunicată pentru raportul de realizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Academie, analizând proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ de universitate de stat Comunei Cașin și de Bacău, pentru anul școlar 2016-2017, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte forma prezentată. Da, mulțumim, doamne viceprimar. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul 6, proiect de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenției la imobile închiriate sau concesionate. După cum bine știți, știți că anual, când faceți și bugetul, conform codului fiscal, se indexează chiriile la bunurile noastre închiriate sau concesionate, conform indiciul de inflație pe anul 2015, pe anul anterior. Hotărâre. Privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobilele chiriate și concesionate. Hotărâre. Articolul 1. Pentru anul 2016, chiria și redevența imobilor închiriate de Consiliul Local Cașin, închiriate și concesionate unor persoane juridice și fizice, rămân la nivelul anului 2015, după cum urmează. Deci a fost un indice de inflație sub 1% anul trecut, dar asta a trebuit să ne bucurăm. Lucrul ăsta înseamnă că a fost își popor o creștere economică. Și asta e bine. Denumirea imobilului închiriat sau concesionat. Terier, domeniul public, 50 metri pătrați, beneficiar I.I. Munci Maria. Va plăti chiria pe anul 2016 în valoare de 2.116 lei. Terier, stația autobuz, 30 metri pătrați. Beneficiar 10 abicum SRL ca și în concesiune. 1.846 lei. Terier, domeniul public, 39 metri pătrați. 10 IOMO SRL ca și 1.149 lei. Dispensar medical construcție 67,80 metri pătrați și teren aferent 31,50 metri pătrați. Cabinet medical Dr. Stella Ionescu, concesiune 479 lei. Pășune, domeniu privat, lotul 6, dealul Stânii,
29,28 hectare ovine. Persoana fizică autorizată Ghiuță Gheorghe, 15.234. Pășune domeniu privat, lotul 2 Burziș, 48.410 hectare. Persoană fizică autorizată Ghiuță Gheorghe, 7.922 de lei. Pășune domeniu privat, lotul 5 Dealul Stânii, 29.28 hectare. Persoană fizică autorizată Ghiuță Gheorghe, 15.234 lei. Pășune domeniu privat, lotul 9, 7 hectare bovine, Bănică Ioan, 622 lei. Pășune domeniu privat, lotul 4, 61.49 bovine, întreprindere individuală, Brebilea Ioana Trian, 2.852 lei. Pășune domeniu privat, lotul 3, 48.41 hectare, Sece Maximil, SRL Cașin, 2.398 lei. Pășune domeniu privat, lotul 1, 48.79 hectare, Cimboia Gheorghe Adrian, 2.349 lei. Teren public, 12 metri pătrați, 10 luni, Telecom, este unde locul acum, conform cursului euro la data facturării. Farmacie, construcție, 36 metri pătrați, teren aferent, 31 metri pătrați, 10 la difar, SRL Unești, 1.577 lei. Articol 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanele prevăzute la articolul 1, prefectul județului Bacău, în termen de 10 zile de la data adoptării. Secretarul Comunei și cu partid buget finanțe venitul vă duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Prea puțin la doctoriță 4... Așa, la doctoriță, și ce ia, nu știu acum. Iar după secretarul Comunei, să termin și ăsta de farmacii de 15 minute. Așa, așa, așa. Am aprobat, dar pentru a fost și câteva mea. E clar, așa. Deci Comisia de Întrugare de Dezvoltare Economică Socială, Gestinația de Înțarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Cotodrie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind indexarea chiriilor și a redevenției la imobile închiriate și concesionate, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, analizăm proiectul de hotărâre și propunem consiliul local să adopte în forma prezentată. Da, dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea unor lezniri prevăzute de ordonanța de urgență 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale. Proiectul numărul 1. Hotărâre privind anularea în cota de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv și a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale cu termen de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv a creanțelor de natură fiscală datorate bugetului local al Comunei Cași de Bacău. O să vă citesc expunerea cu motivele a mea, că explic mai clar decât ca să înțelegeți ce este vorba. Expunerea de motiv. La proiectul de hotărâre privind anularea cota de 73,3% la majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv și a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor principale cu termen de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv a creanțelor de natură fiscală datorate bugetului local al Comunei Cași de Bacău. În baza prevederilor, articolul 1 și articolul 12 din OUG 44 din 14.10.2015, din care cota de 73,30% din majorări de întârziere datorate ca urmare a neînchiptării la termen a obligațiilor de plată, principalele datorate în bugetul local este ante la 30 septembrie 2015. Se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ condiții. Deci nu credeți că o să dăm această reducere fără să îndeplinească niște condiții. O să vedeți că mari lucruri, mă gândesc eu, să îndrămădească, să vină la primărie și să plătească. Fiindcă sunt niște condiții, că altfel, dacă n-am pus niște condiții, asta i-am asimilat cu bunii platnici, care plătesc la zi și cei ce lacă, îmi plătesc și stau și o să vină o altă ordonanță și mă scutești din penalități. Toate obligații de plată principale, inclusiv cele provenite din amenzi, restante la 30.09.2015, inclusiv precum și cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente acestora. Datorată bugetul local se achită prin orice modalitate de plată prevăzută la lege până la data 31 martie 2016, inclusiv. Deci cei care vor să beneficieze și au și amenzi, trebuie să achite și amenzile, și debitul, și diferența ce rămâne din majorări. Deci nu vor putea beneficia scutirii cu majorări și rămâne tot așa bine găsit. Deci care trebuie să scăpi plus și o reducere de 73% e ceva de majorări respectiv. Îi face o facilitate. Sunt achitate prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale, inclusiv cele provenite din amenzi.
Dar voi trebuie să locați cu termenii de plată cuprinse între 1.10.2015 și 31.03.2016, inclusiv recurs și cota de 26,7% din majorări de întârziere aferente acestora, până la data depunerii cererii de anulare a majorării de întârziere. C. Contribuabilul are depus toate declarațiile până la data depunerii cererii de anulare. Contribuabilul depune cererea de anulare a cotei de 73,3% din majorări de întârziere până la data 30.06.2016, inclusiv sancțiunea de cădere. Cererea de anulare se soluționează prin decizie de anulare a cotei de 73,3% din majorări de întârziere sau după cale. Decizie de respingere a cererii de anulare emise în baza referatului obiect de compartiment, taxe și impozite. Având în vedere ce menționat de anterior, vă spun aprobării prezentului proiect de hotărâre. Deci, ei până la 31 trebuie să vină la zi. Să vă fiți putin când v-ați dărăși. Și mate, mă. Plus și amenzi la zi. Dar fost, aici e problema. Poate sunt persoane care au 20 de milioane amendă. Și el plătește taxe și impozite, plătește poate în da, domnul da, tineret. Da, este da, o procedură, vedeți? Eu fac citate. Tu vrei facilitate cu el, să îi duci cu mașină. Am înțeles, dar el amenda, face o parte de 200. Nu poate asta că se rapusă de examen sau de frică. Dar amenzi la amenzi sunt pe cipul majorări. Deci amenda rămâne în aceeași formă și nu l-a fost primit. Chiar dacă ei iau 200 de euro. Dar asta... Deducerea asta se aplică tuturor cu condiția chiderii integrale. Vă mai dau o veste care nu este chiar bună pentru noi, în momentul în care colectăm banii la proprii oameni. Conform o cod fiscal aprobat în decembrie de guvern, cei care au amenzi împărtesc la primărie datoriile ca și impozit banii de la amenzi. Deci vii să plătești impozii pe zi sau cum să faci? Deci programul este făcut în așa natură, nouă îi faci programul o firmă de studii care îi administrează, banii, deci chiar dacă ar fi angajatul să îi duc în altă parte, nu poate, duce exact pe oameni. Până își vine pe el la cel. Așa e legea. Deci codul fiscal de procedură fiscală a aprobat în decembrie nou codul de procedură fiscală. Nu a făcut-o noi, a făcut-o cu deci omul vine să-și plătească impozitul pe teren, pe casă și de fapt să se trezește cu banii aia și cu numărul da. Asta e procedura, codul fiscal de procedură. Nu o pot. Și programul nostru contabil de tax și impozite, tot timpul se regrează și se schimbă când se schimbă codul fiscal. Schimbă codul fiscal, avem un contract cu firmă civil Sobis, de administrarea site-ului și aia ne schimbă la Sibiu, ne bagă în calculator. Deci angajatul, ce scoate, ce ia calculatorul, aia scoate, ce calculatorul. Păi nu te poți reveni la Violeta, dacă e schimbat. Da. Da, bine. Deci, comisia a sus amintit, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor lejdiri prevăzute de ordonanță de urgență 44-2015, privind acordarea unor facilități fiscale, consideră că aceasta este necesară și oportună. Conform prevederea articolului 44 de legea administrației publice locale 215/2001 Republica Țară, analizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la doamna vice. Stai așa, dar s-ar trea și punctul 8. Punctul 8 trebuie. Atunci e punctul 8. Punctul 8 trebuie prezentat. Excluere de motive. Pentru sumele acordate ca ajutor social conform de 2016-2001, privind venitul minim garantat, modificările și completările ulterioare, persoanele apte de muncă care beneficiază de ajutor social au obligația de a presta lunar acțiuni de interes local. Potrivit prevederilor articolului 6, aliniatul 7 din legea 416/2001, trebuie întocmit planul de acțiuni sau planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute, întocmirea evidenței efectului orelor și asigurarea instructajului privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre de Consiliul Local. Față de cele mai menționate mai sus, s-a inițiat proiectul de hotărâre spre dezbatere și analiză Consiliul Local și se propune aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016, lucrări ce vor fi executate cu beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru anul 2016,
ne-am propus și dacă mai aveți completat, așteptăm completările dumneavoastră. 1. Întreținerea în sezonul rece a trotuarelor comunale și a rigorilor adiacente a centrului de terasa comunii. Lucrări de ecologizare și curățare manuală a albilor, păriurilor Cașin și Curița. Lucrări de întreținere a zonei centrale a comunei Cașin, dispensar uman, școală, primit cultural și spații publice. Întreținerea șanțurilor de mărginez drumul județeal 115A de la Ciușnea până la intrarea în Nusa Turbești, cosmetizarea formelor fructifer ce mărginez drumul județean 115A, deformatarea pârâului Lada, activități de interes și utilitate publică, întreținerea rigolelor ce mărginez drumul comunal 127, lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale de la raza comunei Cașin. Lucrări de întreținere în cinta curților instituțiilor publice din comuna Cașin. Alte lucrări neprevăzute și de strictă necesitate care apar în cursul anului. Hotărârea. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016 ce se va executa cu persoanele apte de muncă beneficiare ai legii 416/2001, conform anexei pe care v-am citit-o, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Mulțumim, doamnă viceprimar. Proiect de raport de avizare. Deci comisia și s-a amintit analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce se vor efectua în anul 2016 de către persoane apte de muncă beneficiare de ajutor social privind legii 416/2001 privind venitul minim garantat, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 legii administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem consiliul local să-l adopte în forma prezentă. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul 9 privind aprobarea suspenderii activității consel. După cum bine știți, noi am fost acționari acestei societate în 40%, între ca și 60%. De la 20 ianuarie, pe data comunica și a început să facă activitatea societatea comercială Rompres, nu am luat-o noi, asta fiind membri în ADIS, astea în urmă de Uniunii Europeane, Uniunii Europeane vor un singur operator regional cu salubritate, cu apă este deja e clavul, acum este un preț de ea publicat pe educația, dar în discuții cu tatăl primarul Mănăstirea Cașin, am ajuns la concluzia, pentru protecția noastră, să suspendăm activitatea dreptului comercial cu orțel, pe perioada 2003, ca nu cumva să fim pregătiți pentru orice situație negativă. Cumva Rompresul să fie... să nu mai poate face servicii. Atunci noi, având societatea suspendată, putem redeschide imediat, fără mare efort, mașinile și toate bunurile care au fost, vor intra în conservare la Mănăstirea Cașin. Și de asta am produs de acord să inițiem asemenea hotărâre. Hotărâre. Privind aprobarea suspendării activității TC Polsier SRL, Mănăstirea Cașin. Hotărâre se iată cinei dat de examenire în anul 2016. Știți că am trecut, am inițiat un astfel de proiect, dumneavoastră ați aprobat, s-a aprobat suma de 300 de lei, eu vin cu propunerea ca și anul ăsta să dăm aceeași sumă de 300 de lei, ca să nu creăm discrepanții între cetățenii comuni. Hotărâre. Privind acordarea unei sume de bani, cuplurilor care au investit 50 de ani de căsătorie în anul 2016. Hotărâre. Se aprobă acordarea unei sume de bani, cuantum de 300 de lei, cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2016. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezența hotărârii primarul Comunei compartimentul buget contabilitate venit cu prezentul de țipată un termen de 10 zile de la adoptare. Da. Aveți idee că am făcut cupluri sunt? Da. Asta nu am făcut și sunt 8 cupluri și cuplurile sunt Vasilache Gheorghe de la Purița, cu Geandră Maria, așa o chema Pășuleancă, în cot. Brezele Gheorghe și Bogatul Virginia, Neagică, pe cilul nostru. Obroiu Gheorghe și Prindoacă Viorica. Orban Gheorghe și Boaru Margarita. Mânșul Gheorghe cu Paraschiv Maria, Neagință Mânșul de jos de la biserică. Cimboaia Ion cu Bălnică Victoria, Realeu Jean. Stan Constantin cu Bordeanu Maria. Soldat Constantin cu Bursa Maria. E nea costică soldat. E acum a ajuns în cașa. Da. Deci, raportul de avizare, proiectul de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul
2016, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215, republicată, avizăm proiectul de hotărâre făcut în Consiliul Local, să adopte în forma prezentată. Domn primar, dar dacă le dăm acum la început, că poate sunt ei, dacă... Și-au banii măcar. Deci, cei care au fost prinși la data hotărârii și sunt viață, chiar nu-i rupă, dar dacă rămâne o pensioară. La toate emitirii hotărârii, erau de rămân noi. Dar voi să fie adus în aia? Sunt de zilele comunii, nu? Nu, las că de la raportul. Eu am văzut raportul, zic eu, s-au dat pe 1 octombrie din ziua persoanelor politice. Cu zi ca îi potrivești pe primul. Da, dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul 11 privind atestarea unui imobil, teren în suprafață de 495 de metri pătrați, ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Cașin, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind atestarea unui imobil cu suprafață de 495 metri pătrați, ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Cașin, județul Bacău. Hotărăște, articolul 1 se atestă faptul că face parte din domeniul privat al Comunei Cașin, județul Bacău, imobilul în suprafață de 495 metri pătrați, situat în satul Curița, 361 pe 12, cu scos 4 pe 1, Comuna Cașin, județul Bacău, până în tribunalul comunei. Secretarul Comunei va comunica prezent ca hotărâre primarul și prefectul județul Bacău. Avem o solicitare pentru acest teren. Este vorba de terenul unde și are magazinul și moara Claudiu Rețea. Terenul unde este intrarea, asta vreo mai betonată, nu îi aparține. Este teren care îi aparține, a fost prun sau ce a fost acolo, orice teren din este din domeniul privat la Comunei Cașin. De vorba numai de partea betonată. Partea betonată, da. Partea clădirea, unde clădirea aparține lui Dragomir. Apoi, nu, partea unui Dragomir. Nu. Deci Dulachi nu are nimic acolo. Partea unui clădirii aparte, nu Dumitrachi, și ai putea de văzare cu părare. Partea cealaltă, domnul ăla s-a ținut de ea, unul barbură, și dar nu are atât, nu ia lui. A fost bun. La unde am zis că i-a fi și dat bani degeaba lui ăla, că ăla a zis că e terminul ăla și ăla nu are document. O să discut, eu am mai discutat problema asta, și părțile închise. Da. Și o, practic, e intrarea în curtea lui a fost. L-a promis la aibă, omul ăla să fie stăpân cu intrarea în curtea lui. Hai, să discutăm la promisie. Da. Să discutăm și la curtea lui. Da. Un curt la urmă. Următorul punct este privind aprobarea vânzării unui teren suprafață de 495 metri pătrați situat între Avenaua Comunei Cașin, județul Bacău, satul Curița. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a suprafeței de 495 metri pătrați și aparține domeniul privat al comunei, situat între Avenaua Comunei Cașin, județul Bacău, satul Curița. Articolul 2. Se aprobă raportul de evaluare al terenului suprafață de 495 metri pătrați la prețul de pornire al licitației pentru vânzarea imobilului de 4.500 lei, fără TVA. Deci 45 milioane bateți, fără TVA. Articolul 3. Se împotrivnicește primarul comunei, domnul Florin Daniel și doamna conducătorul Marcela, contabil să prefecteze contractul de vânzare cu părare. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei Cașin. Prefectul de Bacău va fi adus la conștiință publică prin afișare la sede primăriei. Da, raportul de învelo, domnul secretar, la începe. Conform prevederilor articolului din legea administrației publice locale 215 de noi publicate, avizăm proiectul de hotărâre propunem Consiliul Apărat să-l adopte în forma prezentată. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 13, raportul de control C14-1723. S-a prezentat cu cotizația arhivă. Hotărâre. Pentru aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIC. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIC, în cuantum de 1.000 lei. Articolul 2. Se mandatează domnul Soroi Daniel, având calitatea de reprezentant a unității administrative teritoriale, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIC, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1 din prezenta hotărâre pe cum și după cum urmează. Pentru județul Bacău, 250.000 lei. Pentru localitatea de rang 1, municipiul Bacău, 250.000 lei.
pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiectul extinderea și modernizarea sistemului de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 lei. Slănic Moldova, 3.000 lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare, 2014-2020. Aici ne aflăm și noi. V-am spus că suntem, s-a aprobat pentru apă și canalizare o sumă de 5.600.000 de euro, care să face cașe în lucrarea asta, cașe inclusiv și în Mucuița. Și suntem cuprinși aici, suntem puțini comune, nu suntem prea multe, 1.000 de lei. Comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare, 100 de lei. Ăștia care nu au fost prinși, vorba la organizații mai 100 de lei. Articol 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată în persoanele individualizate la articolul 2, Asociație de Dezvoltare Intercomunitare Bacău ADIP, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc, domnul primar. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem consiliul local să-l adopte în forma prezentată. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta celălalt cu donația de 1.000 de parochie. Da, hotărâri. Privind acordul Consiliului Local pentru a accepta efectuarea contractului de donație a suprafeții de 1.757,245 m² situată în infraplanul comunei Cașin, stat Curița, Sola, 61/4, parcela 51 și a construcției începute, Biserica Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia, de către parohia Sfântul Nicolae din satul Curița, către comuna Cașin, de Bacău, în vederea finalizării acestea. 1.504 m, conform protocolului. Da, asta o să vă vedem la măsură cum vă facem mai departe. Hotărâre. Articolul 1. Se acordă accept pentru prefectarea contractului de donație a suprafeții de 1.757,245 m² situată în intraglanul comunei Cașin, statul Curița, Sola 61/4, parcela 51, și a construcției începute, Biserica Nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenica Sofia, de către parohia Sfântul Nicolae din satul Cuița, către comuna Caș, județul Bacău, în vederea finalizării acesteia. Articolul 2. Se împuternicește primarul comunei Caș, județul Bacău, domnul Sfântului Gadiel, să semneze în numele și pe seama comunei Caș, județul Bacău, contractul donației conformitate cu prevederile codului civil și ale hotărârii de guvern numărul 53/2008. Da, mulțumim, domnul primar. Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economică Socială, Domeniul Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru a accepta perfectarea contractului de donație a suprafeței de 1.757,245 m² situată în intravranul Comunei Cașin, satul Curița, Sola 61/4, parcela 51 și a construcției începute, Biserica Nașterea Domnului Maicii Domnului și Sfânta Muceniță Sofia, de către parohia Sfântul Nicolae din satul Curița, către comuna Cașin, județul Bacău, în vederea finalizării acesteia. Consideră că acestea este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44, în vederea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul 16.1. Da. Hotărâre. Privind atestarea unor imobile, ca făcând parte din domeniul privat al comunei Cași, județul Bacău. Hotărâre. Articolul 1. Se atestă faptul că fac parte din domeniul privat al comunei Cași, județul Bacău, în vederea realizării investiției, extindere trotuar pe tunelul comuna Cași, județul Bacău, următoarele terenuri identificate astăzi. Am ajuns la ce a privat domnul doctorat. Acum o să vedeți care sunt mijloacele trotuare. De la poziția 1 din inventarul domeniului public al comunei Cașin, strada secundară Țărnică, deci Moară Comănești, DJ, la DJ Bălănică Valea, poziția 14, unde se realizează trotuarul lungime de 520 metri, pe o lățime de 1,5 m. De la drumul județean Bălănică Valea, poziția 14, la DJ Zbârcea, poziția 21, deci până la portatul Zbârcea, porțiunea Slandă, unde se va realiza trotuarul în lungime de 258 de metri și lățime 1,5 m. De la DJ Zbârcea, poziția 21, la DJ Magazin Cașin, la magazinul central,
Gură Catrina, unde se va realiza trotuar în lungime de 198 de metri și lățime de 1,5 metri. De la drum Biserica Sfântul Dumitru, la DJ Botez Nicolae, poziția 6, așa în domeniul public, prin ulițe, ulița de la Părintele Cojocaru, așa, unde se va realiza trotuar în lungime de 222 metri și lățime de 1,5 metri. De la DJ Botez Nicolae, poziția 6, la DJ Bungheț Gheorghe, poziția 5, la Ficălul Bălaș, poziția. Deci eu, în principiu, să strică gazul. Unde se va realiza trotuar în lungime de 148 metri și lățime de 1,5 metri. De la DJ Bungheț Gheorghe, poziția 5, la DJ Bogea Constantin Orban, poziția 4, unde se va realiza trotuar în lungime de 154 metri și lățime de 1,5 metri. De la DJ Bogea Constantin Orban, poziția 4, la DG Bogatul Niculina, poziția 2, unde se va realiza trotuarul în lungime de 56 metri și lățime 1,5 metri. De la DG Bogatul Niculina, poziția 2, la DG Secția SMA Călcău, unde se va realiza trotuarul în lungime de 250 metri și lățime de 1,5 metri. Secretarul Comunei va comunica prezentul autorului primarului și prefectului de stat. Da, mulțumim, domnul primar. Raportul de avizare. Vă să-i cu cilindru adresarea unui modelul, ca putut parte așa. Deci, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Bugeții Naționale, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind atestarea unor imobile ca făcând parte din domeniul privat al Comunei Caș și Județul Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea publice administrației locale 215/2001 ridicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Dăm cuvântul doamnei viceprimar pentru a prezenta raportul de control la Societatea Consă. Întocmire de conturi. Da, haideți să faceți un rezumat la cărică ăsta. Că vreau să fac un rezumat, că trebuie totuși citit în mare, pentru că... Că ne interesează de acum Consiliul Mărții. Deci, da, da, noi trebuie să terminăm punctul nostru de vedere, cum și de conturi. Și-o făcut de acolo. Da. Raport de control. Semnatele Catoacu Mariana și Crebenciuc Claudia, în funcția de auditor publici extern, în cadrul Camerei de Conturi de Bacău, în temeiul legii 94/1992, privind organizarea și funcționarea funcției conturi, a delegațiilor de control numărul 1543/1953 și a legitimațiilor de serviciu, am efectuat în perioada 10-12-2015 controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al UAT, la SC Concern se revede Mănăstirea Cașina, în sediul Mănăstirea Cașina. Controlul s-a efectuat în baza tematicii specifice elaborate de structurile de specialitate ale Curții de Conturi a României și a regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea Plenului Curții de Conturi a României numărul 155 de 29 mai 2014. Obiectivul general al misiunii constituie controlul modului de administrare a patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli de către entitatea controlată, sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și dacă acestea respectă principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității. Conform actului constitutiv, domeniul principal de activitate a SC Consărb Mănăstirea Cașinul constituie colectarea deșeurilor nepericuloase, iar ca activități secundare, colectarea deșeurilor periculoase. Societatea desfășoară activitatea ca operator economic în domeniul colectării deșeurilor nepericuloase în baza licențelor eliberate de autoritatea de reglementare în domeniul serviciilor de utilități publice. Societatea comercială realizează venituri din serviciile de salubritate prestate în comunele Mănăstirea Cașin și Cașin. În baza prevederilor articolului 10 alineatul 4, articolul 30 și alineatul 356 din legea serviciilor comunitare de utilități publice, Consiliile Locale ale Comunelor Mănăstirea Cașin și Cașin au adoptat hotărârile 16 din 31-8-2010 și 49 din 29-9-2010, prin care s-a aprobat
atribuirea directă prin hotărâre de Consiliul Local, Mănăstirea Cașina, tot numărul 16-19-20, anexa numărul 4 a contractului de delegare a serviciilor de salubrizare, respectiv a serviciilor de colectare, colectare și transport a deșeurilor către Sece Consiliul Mănăstirea Cașin, anexa numărul 5. Contractul cadru de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, respectiv a serviciilor de precolectare, colectare și transport a deșeurilor către Sece Consiliul SRR Mănăstirea Cașin. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Cașin Mănăstirea Cașin s-a exercitat pe seama și numele Comunei Mănăstirea Cașin dreptul de a delega deținerea serviciilor de salubrizare, inclusiv a dreptului de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și sau privat al Comunei Mănăstirea Cașin, care constituie infrastructură tehnico-edilitară aferentă acestui serviciu. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară se exercite pe seama și numele Comunei Cașin dreptul de a delega deținerea serviciului de salubrizare, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparținând domeniului public și sau privat al Comunei Cașin, care constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă acestui serviciu. Informații cu privire la controlele efectuate de către alte instituții cu atribuții de control. Activitatea Sece Consiliul Mănăstirea Cașin a fost obiectul inspecțiilor economico-financiare efectuate de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Serviciul de Control Financiar și respectiv compartimentul de inspecție economico-financiară Bacău, din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, Serviciul Inspecției Economico-Financiară Regiunea Nord-Est. Acțiunile întreprinse, finalizate prin notele de constatare, procesul verbal de control, note unilaterale, rapoarte de inspecție fiscală, rapoarte de inspecție economico-financiară, au vizat în principal următoare obiective. Verificarea respectării termenelor de raportare a indicatorilor tehnico-economice aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli, conform ordonanței de urgență a Guvernului 79 din 2008, modificările și completările ulterioare. Constituirea, evidențierea și declararea organului fiscal a obligațiilor constând în impozite, profit și TVA. Perioada verificată fiind cuprinsă în perioada 14-7-2010, 30-9-2011. După această fază s-a constatat că obligații suplimentare de plată în cuantum de 2.404 lei în cazul TVA. Organizarea și conducerea evidenței contabile, utilizarea registrelor de contabilizare, achizițiile intercomunitare de bunuri, verificarea modului de organizare și exercitarea controlului intern managerial și a modului financiar preventiv, perioada supusă de venituri fiind cuprinsă în intervalul 1-9-2010, 25-6-2013. Verificarea modului de efectuare a inventariei bunurilor din domeniul public al statului. Verificarea modului de raportare a indicatorilor economico-financiar aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli în perioada 1-11-2011, 25-3-2013. Verificarea raportării pierderilor potrivit situațiilor financiare dobândite pentru exercițiile financiare 2010-2012, acțiune finalizată. Principale surse de informații în efectuarea misiunii de control. Plățile financiare anuale corespondate, rapoartele administratorilor, notele explicative la situațiile financiare anuale, hotărârile consiliilor locale ale comunelor Mănăstirea Cașin și Cașin, sub autoritatea și sub ordinea cărora funcționează și desfășoară activitatea operatorului economic, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Cașin-Mecașin, hotărârile adoptate de către autoritățile administrațiilor publice și ale comunelor Cașin și Mecașin în cadrul de asociație, evidență contabilă și tehnico-operativă a societății comerciale, declarațiile fiscale depuse de organul fiscal teritorial, actele de control întocmite de către alte instituții și organisme de control economico-financiar și fiscal desemnate ale instituției de control. Referitor la erorile abatute constatate cu ocazia verificărilor efectuate în anii precedenți de organele cu atribuții în acest sens. Cu ocazia controlelor, dacă am fost mai vehement, dacă cumva am depășit limita pentru orice am reușit sau a fost nenorocului, vă rog frumos să mai iertați în această seară. O seară până vă dăbăt în eroși și lucrări ușoare. Pentru neorganizarea controlului financiar preventiv s-a emis dispoziție obligatorie. Pentru nedeclararea sediului secundar de activitate în Comuna Cașin în conformitate cu prevederile articolului 74 din Codul de Procedură Fiscală s-a emis dispoziție obligatorie. Iar administratorul societății comerciale a fost sancționat cu amendă contravențională de la
1000 de lei la 5000 de lei, conform procesului verbal de constatare și sancționare a contravențelor, având numărul 1176/18/6/2013. Referitor la rezultatele evaluării sistemului de control intern, la nivelul unității verificate nu au fost organizate și nu s-au asigurat condițiile în vederea funcționării următoarelor structuri și activități de control intern. Și anume, activitatea de control financiar preventiv. Obligație reglementată de articolul 9 și articolul 26 din Ordonanța de Guvern 119/1999 privind din control intern și control financiar preventiv. Controlul intern de gestiune în conformitate cu prevederile articolului 3 și articolul 15 din normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv. Nu au fost desemnate persoane în calitate de censori, obligație ce revine celor doi asociați conform actului constitutiv al UCD-ului. Sinteza constatării rezultatelor acțiunii de control efectuate. Nu au fost înregistrate contabilitate în contul 80-30, bunuri publice primite în administrare, concesiune și utilii, activele fixe primite de la în administrare folosită comodată la Comuna Mănăstirea Cașin. Societatea comercială în calitate de operator economic autorizat potrivit licențelor legate de ANRSC nu a condus o evidență separată a activităților desfășurate pentru fiecare tip de serviciu prestat și în localitate în bandă, adică Comuna Cașin și Comuna Mănăstirea Cașin. Societatea comercială a derulat operațiuni economice constând în acordul numerar și respectiv retragerea acordului numerar ale administrării societății comerciale, care contravin prevederilor ordinului Ministerului 305 din 2009. Tarifele practicate de către societatea comercială nu au fost stabilite de către operatorul economic conform structurii prevăzute de ordinul ANRSC și nici nu au fost aprobate de către conducerea acesteia, și anume autoritățile deliberative ale administrării societății din Comuna Mănăstirea Cașin și Cașin. Nu au fost constituite, evidențiată în contabilitate și virată la ANRSC, contribuția de 0,1% din veniturile înregistrate care urmărea prestarea serviciului de salubritate. Entitatea nu a reorganizat următoarele forme de control intern managerial, controlul financiar preventiv propriu și controlul intern de gestiune. Conducerea societății comerciale nu a desemnat cenzor, obligația asumată prin actul constitutiv al societății comerciale. Nu au fost dispuse și efectuate inventarierea patrimoniului entității verificate. Activele fixe corporale de natura mijloacelor de transport din patrimoniul comunei Mănăstirea Cașin, prevăzute prin contract de comodat, în folosință gratuită să cer consens, fără a avea la bază o hotărâre a administrației publice în acest sens. Aspecte rezultate în urma verificării obiectivelor de control. Din analiza datelor raportate prin situațiile financiare anuale prezentate, s-a constatat că entitatea verificată nu a evidențiat în contabilitate bunurile publice primite în administrare, concesiune și utilie, activele fixe primite în administrare cu folosință comodată la Comuna Mănăstirea Cașin în baza procesului verbal 4895/2011. Constând în 47 platforme asfaltate, 50 metri pătrați bordurate, împrejurite cu gard, în valoare de 408.309 lei. 188 bucăți eurocontainere în valoare de 129.902 lei. Două bucăți autocompactoare Renault, capacitate de 14 vehicule, având număr de matriculare BACO 06 DAT și BACO 06 DAO, în valoare de 844.79 lei. Da. Valoarea estimată a partir de la normele privind întocmirea situațiilor financiare este de 1382.401 lei. Consecințele economico-financiare. Neraportarea și prin notele explicative la situațiile financiare încheiate pe perioada 2012-2014 la sumele fixe, corporale primite în administrare folosind pe comodată la Comuna Mănăstirea Cașin. Persoanele cu atribuții în domeniu în care s-au constatat abateri sunt Maramoș Florin, Abădăne Alexandru, Bucu George Adrian, administrator al SC Colțel Mănăstirea Cașin și care, potrivit prevederilor articolului 10 din actul constitutiv al societății comerciale, au atribuții și responsabilități în administrarea patrimoniului, organizarea comunitatea de legea contabilității, a evidenții tehnicilor operative și contabile asociației. Măsuri luate de entitatea verificată în timpul controlului. Activele fixe în valoare de 1382.401 lei au fost înregistrate în contul din afara bilanțului 8038, cu notă de contabilitate numărul 1 din 1.12.2015. Deci s-a reglementat. Punctul de vedere al conducerii entității verificate față de abaterea constatată. Nu au rămas probleme în divergență între echipa de auditori publici extern și conducerea executivă a societății comerciale.
recomandări la auditorilor publici externi cu privire la măsurile ce se impun afiliate de conducere a entității verificate în vederea alăturării deficiențelor consemnate. Înregistrarea în evidența contabilă a tuturor bunurilor de natură acordurilor fixe corporale primite de la administrație publicitare și care deservesc serviciul de salubritate, indiferent de forma de atribuire. Prezentarea situației financiare anuale, a situației reale și complete a elementelor patrimoniale aflate în proprietatea, folosința sau administrarea societății comerciale. Aici dă cum trebuia organizată și condusă contabilitatea. Persoane cu atribuții, am mai spus, era domnul Maragor, Ceapă Dănii și Bucur George. Bine, reprezentantul ilegal de la care conducea evidența contabilă, dumnealui revenea niște responsabilități. Spune că domnul Iscu Virgil Laurențiu menționează că nu am avut suficiente informații de a asigura o evidență de gestiune pentru fiecare serviciu prestat. Deci aici au făcut o contabilitate la la un loc și trebuia separat pe care se vrea mai mecașe. Elaborarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Descrierea bazei de la realitate și regularitate. În conformitate cu prevederile ordonului. Am citit. Dăm mai departe. Tot chestii din astea de chichiții pe care le spune de bonus. Trebuie să-l citim pentru că trebuie să-l citim. Bineînțeles că domnul Vrânceanu are când i-a spus de acum 4 ani. Eu v-am spus de atunci că mănăstirea Cașii nu a mai făcut o fraudă. Prima și asta este a doua. Și se confirmă, văd că. Haide, spuneți mai departe, să vedeți ce este. Părțiați banii care ar fi trebuit să-i plătească Consiliul Local Bănuiesc dacă scoate palubă către societate. Dar nu e, nu, până la urmă nu s-a... Lăsați să citească până la urmă. Să dea Dumnezeu să fie bine. Deci, acolo cursul cu costuri nu scoate nici o de care deci nimic. Minunat. Una de lucrurile care au ieșit de ei și vreau să fac doar conștiință, fie că pe o oră târzie și fie un potit și că citești pe la mici cum are să foarte mult citit, este faptul că au constatat că noi am mers cu prețul prea mic. Deci pentru 20 de persoane, noi 90 de familii, a fost un preț prea mic pe viață. Asta a constatat și a spus. Și asta am constatat-o noi puterea noastră. Fiindcă prețul la 20 noi am spus că e bine pentru locuitorul comunii, pentru, na, cu sănătății de noștri, a fost o cetățea noastră, dar s-a, și au realizat că a fost un preț prea mic pentru a funcționa un serviciu. Era mic dacă plăteau toți, dar așa ne-am plătit. Da, dar știți cum e, chiar dacă nu a fost o societate non-profit, a fost o societate a noastră și a Mănăstirii Cașa. Dar o societate trebuie să aibă și un profit ca să treacă în fondul român. Pentru utilaje, da, pentru... Uitați că scrie aici la articolul 8. Tarifele pentru activitățile specifice de serviciu de salubrizare a localului se stabilește și se ajustează sau se modifică pe baza solicitării operatorului în conformitate cu prevederile. Deci noi am trebuit să ne și am aprobat. Și așa. Da. Că, chiar dacă nu e o privat, care ea e trebuit să-și creeze profit. Dar și această societate care era amândouă profit local, e trebuia să adă un profit, nu cu zero. Profit până nu lua nimic. Mergea într-un fondul rumesc, nu îi se cheltuia pentru cauciucuri la mașini. Sau ce avea ei, da, mă reparați capital. Într-o concluzie, în 3 săptămâni de când am venit în Bacău, un avantaj sau un dezavantaj că a venit Bacău? Nu sunt 3 săptămâni, au venit cu tata din 90. Cum plătit, dezbuzunat, să vedem la cetățeni dacă e avantaj. Nu, acum mi se pare așa. Ca preț? Ca preț, ca și curățenie. Deocamdată prețul este, mă rog, noi l-am stabilit. Noi l-am aprobat de 3,76 de bani, dacă da, vreți. Da. În oraș, de exemplu, tot cu aceeași societate, plătesc un ulei și două ulei. Mare localități, două ulei, pentru că pe au dat prețul înapoi. O să mărească și la noi, da. Faptul că trece pe fiecare uliță, în Capașină, mai bine. Cu excepția câtorva zone, greu accesibile. Noi am afișat în tot Cașul și în Turița, am pus afișe și am pus acolo ulițele greu accesibile, ca oamenii să știe și să scoată gunoiul la respinte, cum se spune. Că nu poate intra la urmă. Am spus chiar și cu prința la oameni. Ori veni, dar până vine și cei de la progres au spus că nu au niciun fel de problemă când a ridicat sacii.
Și saci. Deci omul la cipa de la poartă, ia saci. Deci ridică de la platforme și saci. Când vine să vă dăm, mai nu mai vine să vă dăm. Când așa platforme astea, că nu oamenii s-au obișnuit dacă... Păi da, dar nu sunt ale lor, sunt ale lui Consiliul. Consiliul își va lua... Își va lua... Aici am întrebat, ușa și platformele? Își va lua containerele care sunt... Dar nu, dar va rămâne platformă. Își am gardurile ce cresc. Da, exact, exact ceea ce s-au dublat la Odești. Aici e o sinteză a procesului verbal. Referitor la organizarea și conducerea contabilității și evidenței patrimoniului, perioada supusă conturi, evidența contabilă a fost organizată de câte 10 la Vinis Comics, SRL Onești, în baza contactului de prestări servicii. Din verificarea efectuată asupra documentelor puse la dispoziție, s-a constatat că societatea în calitate de operator economic a autorizat, potrivit licențelor eliberate de ANRSC, nu a condus o evidență separată, ceea ce vă spuneam, de comuna Crașului și Mecașului. O evaluare corespunzătoare a activităților prestate, o monitorizare și control al realizării indicatorilor tehnico-financiare, monitorizarea cheltuielilor efectuate, o individualizare a elementelor de cost și a, al cuantumului acestora, o repartizare corectă și reală a celorlalte elemente de cost. De exemplu, cheltuieli cu utilități, aferente de spațiu, în care desfășoară așteptările societatea comercială, cheltuieli financiare, o analiză a modului în care prin tarifele practicate pentru serviciile prestate se pot asigura sursele financiare necesare desfășurării în condiții de eficiență a serviciului, referitor la elaborarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. În conformitate cu prevederile ordonului 616/2000, societatea Seciu Colsel, Mănăstirea Cașina, a avut obligația în 2000 anual a bugetului de venituri și cheltuieli cu defalcarea pe care se conform în următoarea formulare. Bugetul activității generale, bugetul activității de trezorerie, împrumut garantat de stat, principalii indicatori economico-financiari. În urma controlului efectuat s-a constatat că activitatea entității verificate, precum și raportarea indicatorilor economico-financiari, s-a realizat având la bază bugete de venituri și cheltuieli, care în realitate nu au fost supuse aprobării Consiliului Local, atât în Mănăstirea Cașin, cât și în Cașin, în calitate de autorități de deliberative ale administrației publice locale și de asociații unice ale acestora. Referitor la reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiare contabile, în urma controlului s-a constatat că s-au evidențiat în contabilitate contul 455 sume datorate acționarilor societăților care sunt patrimoniale, constând în aport în numeraj și respectiv retrageri de numeraj, efectuate de către administratorii societății comerciale Marangocea, Bătării și Mungului. Astfel, operațiunile efectuate nu se justifică legal, a fi înregistrate în contabilitatea societății, întrucât documentele justificative, dispoziții de încasare, respectiv dispoziții de plată către caserie, nu întrunesc condițiile de legalitate și regularitate, în sensul că sunt nedatate, nesemnate de către persoanele autorizate. Operațiunile efectuate nu au la bază contracte de împrumut încheiate de mediul prevederilor codului. Referitor la constituirea și utilizarea fondurilor pentru... Aici pe românește, administratorii au dat bani ca să ajute societatea, dar nu aveau acest... Nu e legal să fie ei, pentru că ei erau asociați. Asta aceasta vreau să spun aici în materia. Dar ei au dat bani și după aia au dispoziții de casare, ca a împrumutat societatea și după aia și i-a luat înapoi. Când societatea a recuperat de casă. Mă rog cu cei care nu au plătit Colselul niciodată atâția ani. Da. Societatea comercială a realizat în perioada controlată venituri din serviciile de salubritate prestate și facturate cu comunul Crașin și Mecașin pe baza unei tarife 534 lei, inclusiv de la constituit prin următoarele elemente. Cheltuieli cu infrastructură și cheltuieli materiale. Practicarea unui tarif unic în perioada 2012-2015, care nu a fost ajustat, deci ce spuneam mai devreme, deci el a fost același, chiar și în situația în care o impuneau și anume, odată cu creșterea salariului minim garantat
în plată, conducind implicit la nerecuperarea costurilor de exploatare efectuate de către operatorii economici și nerealizarea unei activități rentabile. În urma controlului și analizei financiare efectuate, s-a constatat că entitatea nu a asigurat o fundamentare corespunzătoare a tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate, cerințe impuse de prevederile ordinului ANRSC. Ușa, ori se închide televizorul. De menționat este faptul că tarifele practicate de către societatea comercială nu au fost stabilite de către operatorul economic conform structurii prevăzute de ordinul ANRSC și nici nu au fost aprobate de către autoritățile deliberative ale administrațiilor publice locale de comune ca și, ca și comunele asociate. Referitor la creanțe și obligațiile societății comerciale, din controlul efectuat s-a constatat că SC Concern, în calitate de operator economic, în domeniul prestării serviciilor de utilități publice, nu a constituit, nu a evidențiat în contabilitate și nu a virat la ANRSC cota de 0,1%. Referitor la organizarea, implementarea și menținerea sistemelor de management și control intern. La nivelul entității verificate nu au fost organizate și nu s-au asigurat condițiile în vederea funcționării controlului structuri și activități de control intern și anume. Actele de control financiar preventiv, control intern de gestiune și nu au fost desemnate persoane având calitate de centru, obligația celebrea celor doi asociații, respectiv, mărțirea cașii și cașii. Referitor la efectuarea de antarieri. Entitatea verificată deține la timpul grup din patrimoniul comunii Mănăstirea Cașin, care impune în conformitate cu prevederile articolului 25 din legea 50/2016, privind serviciile funcționare de utilități publice, coroborate cu cele din punctul 6 a ordinului 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalelor proprii, la inventarierea acestora pe liste de inventariere separate. Referitor la modul de aplicare a prevederilor legii 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Din controlul efectuat s-a constatat că bunuri din patrimoniul comunei Mănăstirea Cașin au fost predate în vederea folosirii temporare și gratuite și pe o perioadă nedeterminată către SCR Concern Mănăstirea Cașin. Acestea constau în două bucăți autocompactoare Renault, capacitatea 14 metri cu prin valoare de nu știu ce. Modalitatea de atribuire în baza contractului de acomodat nu este legală, întrucât bunurile din domeniul public al unei unități administrative teritoriale pot fi date în folosință de gratuită numai pe perioadă determinată. Sau concesionate, închiriate sau date în administrare, proceduri legale reglementate de legea 215/2001 și legea 213/1998 și nu prin încheierea unui contract de acomodat. Potrivit articolului 43 din legea 94/92, e regulamentul submenționat, Curtea de Conturi decide aplicarea următoarelor măsuri. 1. Referitor la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, administratorul societății SC Concern Mănăstirea Cașin, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure 1. Înregistrarea în evidența contabilă a tuturor bunurilor de natură activelor fixe, corporale, primite de la administrațiile publice locale și care deservesc serviciul de salubritate, indiferent de forma de atribuire. 2. Prezentarea situației financiare anuale, a situației reale, fidele și complete, a elementelor patrimoniale aflate în proprietatea, folosința sau administrarea societății comerciale, termen 15/4/2016. Referitor la organizarea și conducerea contabilității și a evidenței patrimoniului, administratorul societății Concern va dispune măsuri concrete care să asigure 1. Înregistrarea în evidența contabilă a tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele de livrări de bunuri și prestări servicii, aplicarea corespunzătoare a reglementărilor contabile privind contabilitatea veniturilor, organizarea contabilității ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestionarea și controlul activelor, datoriilor și capitalelor proprii, înregistrarea contabilitate în mod cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative legal întocmite numai a operațiunilor economice care privesc activitatea societății, orice operațiune economică-financiară efectuată să se consemneze în momentul efectuării ei, într-un document care este la baza registrărilor în contabilitate. Și ultimul punct, aplicarea corespunzătoare a reglementărilor contabile privind evaluarea bunurilor patrimoniale la inventar, concomitent cu asigurarea funcționării contabilității analitice. Termen 15/4/2016. Referitor la elaborarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. La fel, administratorul societății va dispune măsuri concrete care să asigure 1.
Convocarea adunării generale a asociațiilor în vederea prezentării aprobării următorului instrumente manageriale. Bugetul de venituri și cheltuieli, documente privitoare la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli, respectarea politicii guvernului și respectiv a unităților administrative teritoriale, criteriile de performanțe specifice și obiectivele cuantificate, programele de achiziții de bunuri și servicii, programe de investiții și dotări, programe de reducere a plăților sau creanțelor restante, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli cu respectarea regulilor. Corelarea datelor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli cu cele prevăzute în evidența contabilă, de asemenea, în termen 15.04.2016. Referitor la reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiare contabile. La fel, administratorul societății SC Consel, din compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure verificarea tuturor operațiunilor contabile efectuate de către agentul economic, organizarea controlului financiar de gestiune, asigurarea integrității patrimoniului, respectarea prevederilor legale, creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate. Termen 15.04.2016. Referitor la constituirea și utilizarea fondurilor pentru desfășurarea activității conform scopului, obiectivelor și atribuțiilor societății. Administratul SC Consel, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure implementarea procedurilor legale privind analiza permanentă a concordanței dintre tariful de salubrizare și costurile efective realizate, stabilirea în conformitate cu prevederile ordinului ARSC a tarifului pentru serviciile de salubritate prestate, supunerea în vederea aprobării de către autoritățile administrației publice locale a tarifului pentru serviciile de salubritate prestate și facturate, ajustarea sau modificarea tarifului în funcție de condițiile care au condus la modificarea structurii elementelor de cost în conformitate cu normele aprobate de autoritatea de reglementare în domeniu. Deci, oricum, prețul nu rămâne la 2,50. În urma raportului Curții de Conturi, era clar că noi trebuia să ajustăm prețul, ca să ne aliniem raport salariul și alte cheltuieli și cu tariful de salubritate. Referitor la creanțele și obligațiile societății comerciale. Administratorul societății Consel, prin compartimentul de specialitate, va dispune următoarele măsuri. Stabilirea întinderii și cuantumului obligației de plată în contribuția datorată la ANSC. Înregistrarea contribuției în evidența contabilă și crearea acesteia în cadrul termenului legal, 15.04.2016. Referitor la sistemul de control intern. Elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare cu o delimitare clară a atribuțiilor pe compartimente, elaborarea sistemelor de control managerial al instituției și a programelor de dezvoltare a acestuia, elaborarea și implementarea standardelor de management control intern în conformitate cu reglementările legale în vigoare, întocmirea registrului general al riscurilor, elaborarea raportului anual asupra sistemului de control intern managerial care să fie prezentat ca anexă la situația exercițiului financiar încheiat. Referitor la controlul financiar preventiv propriu, desemnarea persoanelor care să-l asigure exercitarea controlului financiar preventiv, stabilirea categoriilor de operațiuni care se supun controlului financiar preventiv, întocmirea listelor de verificare pe categorii de operațiuni, asigurarea unui circuit corespunzător al tuturor documentelor între compartimentele funcționale și a corelației dintre datele și informațiile oferite de acestea, efectuarea controlului nominat al caseriei cel puțin o singură dată pe lună, supunerea la viză control financiar preventiv a tuturor mișcărilor patrimoniale. Referitor la controlul financiar de gestiune, organizarea controlului financiar de gestiune, astfel încât să se asigure următoarele obiective. Asigurarea integrității patrimoniului, respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate, termen 15.04.2016. Referitor la efectuarea inventarierii, la fel administratul societății prin compartimentul de specialitate va dispune măsuri concrete care să asigure efectuarea operațiunii de inventariere a patrimoniului, înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor acțiunii de inventariere și raportarea corespunzătoare a acestora prin situațiile financiare anuale. Termen 15.04.2016. Referitor la modul de aplicare a prevederilor legii 213, administratorul societății SC Consel, prin compartimentul de specialitate,
va dispune măsuri concrete care să asigure supunerea spre aprobare Consiliului Local a comunelor Bunăstirea Cașin și Cașin în vederea respectării prevederilor de care privind atribuirea autorităților economice a celor două vilaje. Termen 15.04.2016. Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Cont. O secundă, 15.04.2016, da. Dumnezeu, prezentarea? Până la 15.04 să-și rezolve aceste probleme. Acum, ăștia de la mănăstire și ei se bucură tot de serviciile lui Rompres. Dar până după 15.04 ne ia și puberii, trebuie să plătăm și chiar vorbeam cu domnul primar. O să discutăm să depinde ce tip de decizia, ca să știți ce aveți de stabilit pentru acest raport, cu domnul de Curtea de Cont. Deci, pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Cont, în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea departamentului de audit intern, în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizia Curții de Conturi. Despre măsurile luate și rezultatele obținute, trebuie comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri. La expirarea termenilor stabilite prin decizie, pentru aducerea îndeplinirea măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea fără o notificare prealabilă. În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entității verificate poate depune sau transmite contestație împotriva unor măsuri din decizie sau a termenilor stabilite pentru realizarea acestora la sediul Camerei de Conturi a județului Bacău. Analiza eventualei contestații se face de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor, constituită la nivelul Curții de Conturi. Nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducerea măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiunea și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă fapta a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amendă conform legilor 64, 64 de legea 94 pe 92. În de 10 zile calendaristice de la data primitivă, aveți obligativitatea de a prezenta Consiliului Local o copie a raportului de audit și o copie a prezentei decizii. După prezentarea, ne veți informa în schimb cu privire la îndeplinirea acestei obligații. Decizia a fost emisă în 2016, raportul a fost făcut în 10 decembrie 2015. Și decizia a fost publică la noi în 22 aprilie. Asta este tot. Da, mulțumim, doamne viceprimar. Haideți, cu acordul dumneavoastră, facem o pauză de 5 minute. Așa, fiecare se duce la budă, se duce... Mai facem asta, hai să... Eu nu știu, poți să dăm, mai stăm jumătate de oră. Poftiți, vă rugăm să luați cuvântul la materialele de cuvântul. Ați luat cuvântul și vreau să vă mai fac un anunț. Și până aveți oare să mai facem o ședință Consiliul Local, poate și mai mult decât avem proiecte care le-am inițiat și o să ne întâlnim pe de multe ori. Este o lege 284, prin care se dau tichete în valoare de 50 de lei pentru copiii din familii defavorizate, care între 2 și 6 ani, care vor merge la grădiniță. Deci statul vrea să nu încurajeze învățământul, vrea ca copiii din familii defavorizate, necăjite, să meargă la grădiniță. Dar nu se dau tichetele oricum. Deci nu trebuie să lipsească copiii la grădiniță, dacă vor lipsi, trebuie să aibă scutire medicală, și mai departe. Vor fi monitorizați de aproape la asistentul social de la noi, în primărie, și de educator. Este un lucru bun, dumneavoastră care știți copii, în jurul dumneavoastră, chiar și la mine Mahala sunt undeva acolo, puteți să-i anunțați, să vină la primărie, până merge educatorii să-i caute în sat, că sunt copii înscriși și neînscriși. Sunt copii care nu sunt evidenți. Și sunt scuși, știți, care stau acasă și vai de mama lor, și ar fi bine. 50 de etichete, aceste etichete nu vor putea lua băutură, țigări, se va lua alimente, îmbrăcăminte pentru familie. Zic că e o lege de bun, adică încurajează să zic că s-a ajuns la noi, din păcate, după 9, deci cu acest prime multe de alfabet, cu puterea unor deși. Da, mulțumim domnului primar pentru precizări. Dau cuvântul pentru să vedem câte persoane se înscriu la cuvânt, să ne facem un calcul, să știm cât stăm. Atunci, hai să punem așa o mare, să fie mai intervină.
Deci pe ceas 3 minute fiecare au 3 sau 5 minute și maxim cum e că că sunt 14 puncte de sau 16 puncte. Nu am spus mai înainte, mi-a spus ceva și pot să și zic că nu o să zic eu așa. Vreau neapărat să știu dacă și pe bună ca și face această asociație. Apropo de chestiunea asta, am auzit un discurs al președintelui asociației tinerilor, care s-a foarte clar un punct spus, că am văzut acolo bar pe amens, 62 de milioane sau cam așa ceva, nu mai simt cât, la care omul a spus foarte simplu, noi nu trebuie să ne lăudăm că și colectăm bani din amens, noi trebuie să ne lăudăm că nu avem amens. Așa, una, la mătătea. A doua, foarte multă lume așa ia banii ăștia, ajutor social sau nu știu ce. Eu vreau să vă spun că în zona mea acolo, poate nu știu toți unde stau, pe ultima fie, sunt oameni care iau acești bani. Eu vreau să vă spun că rupa aia acolo la mine e o mizerie de nedescris. Ei aruncă. Ar fi bine să se țină fond de chestiunea asta, pentru că sunt oameni care muncesc destul de bine la pădure, la tot și ajutor social. Deci asta chiar nu-mi convine. Eu sunt pensionat și eu știu ce am muncit ca să câștig banii ăștia, da? Încă o problemă. De la pod, deci tot se pune pe drumul ăsta de la Băcilă, acolo, spre Portița, tot se toarnă la balastră acolo și se toarnă și se toarnă, se anunța drumul și când plouă, se fac niște gordă, eu plătesc mașina la stat, la primărie, unde plătesc, la... tot balastrul ăla se duce pe pod. Îl ia apa, îl duce tot pe podul acolo. Podul jumătate este de jumătate de metru de balastru. Dar, apropo, încă iar cu chestiunea asta cu cei care iau bani, deci îl poartă la cineva acolo unde nu poți să treci cu mașina, când polovane așa, așa, și el intră cu mașina lui, intră cu așa, la școală socială. Și nămol de nu știu ce, eu ca să trec când plouă pe acolo, trebuie să-mi iau 5 mese de mașina și în mână. Și nu ne știu dacă e... Nu, ar vrea să se... Cu râpa aia acolo, eu păstesc... Deci e vorba de bejenal. Nu e ajutor social. Este, mai este unul acum care este. Nu vreau să dau nume, ăștia stai pe mine. E bolnav, bat la timp cât conduce o mașină, nu-i bolnav. Care e de pe cineva? Bine. Așa, noi în țară primesc pensii de vorbi și ei văd și conduc mașină. Da, bine, eu am spus punctul meu de vedere, deci nu asta vreau să zic. Treaba lor ce se face, eu vreau să trăiesc într-un mod civilizat și mulțumim domnul Luceanu, așa am înțeles că vă zice, apropo cu gazul și cu asta, eu am centrală pe lemne și cu lemne să fie o problemă. Vreau neapărat să am gaz. Bine, dar nu o să duc și așa fac. Băi, greu! Problema este că salut inițiativa asta, care chiar mă bucură să aduc apa de trei sau după a venit pentru s-a măcurat drumul acolo. Eu am hidropora cu tânăra mea, o apă de la o plătesc, nu-i să pute. Astea cam sunt probleme. Domnule, eu am înțeles, că să știe foarte bine situația școlii. Ar trebui să fac o expertizare foarte atentă. Școala, când a fost proiectată la început, a fost proiectată cu parte și înseamnă că structura de rezistență nu e pentru ceea ce este. Trebuie mare atenție, s-ar putea suflete acolo și e în casă. Asta, cel puțin așa am gândit eu și de mult s-a mai discutat problema asta. Orice s-ar întâmpla, trebuie luat la zero. Și plecat cu tot structura de rezistență, nu-i de jucat, că am mai adăugat băiat. Un om, dacă îi pui un sac în spate, merge cu el, mi-ai pune unul, s-a terminat. Chiar dacă arată bine el. Iar cu asociația comunului ăsta, eu, după puțin amintecare, am un fel de mini-uie. La păstrând raportul, ca mărine acolo. Cu gunoiul am înțeles ce vorba, că era o problemă care...
Și ar mai fi cumva, dacă e posibil, nu știu, poate sunt eu de mod, dar n-a rămas în urmă. Cândva făceam de serviciu, domnule, în comună. Unu, doi, noaptea, cum ne făcea trețură. Păi și acum până nu putea mișca. Da. Facem, domnule, că eu cu ăla și eu vor fă și în sat. Eu... Nu, așa ne-a zis, la mânăstire sunt puse camere de vedere. În 2010, sunt camere pe toți. În 2010 ianuarie, s-a modificat legea 61, iar panda obștească a fost desmis. Aia era o pază obștească, făcea cu oameni de obștească. Ei a fost desmis, măi, băi, orice pază trebuie să fie atestat, atestat și... Au asistat fondul și au pus la nivelul comunii camera vedere. Monitorizate cu server la primărie sau undeva, unde se filmează și pe timp de noapte și pe timp de zi. Sunt foarte buni. Și pentru circulație, pentru accidente, pentru furturi. Dar până acum nu s-a evit nicio măsură de genul. Dar vă promit că dacă se va evi, când voi fi eu primar cu o asemenea măsură, voi cere probabil cu sluga și voi iniția un astfel de proiect. Asta ar fi pentru cumva, s-ar mai stăpâni o leacă. Știți, dacă vorba domnului doctor Radu, ziceam, avea o scăpare de acasă, nu mă duc. Știți, cu omul mai mic, dar camera la vedere nu mic. Da, mulțumim, domnul Sărățeanu. Da, eu. Eu destul de târziu, o să trec peste proiectele de hotărâre cu ordinea de zi, pentru că sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre. O să sar la capitolul diverse. Mi-am șticuit aici niște probleme pe care vreau să le aduc la cunoștință. Și aș începe deci să fac continuarea problemelor domnului inginer Bălciu, care s-a retras. Dânsul se referea la cel cu rău care, de timp de precipitații abundente, creează probleme. Eu să vin cu altă problemă. Deci, în zona Verniță, până acum, am avut un singur drum cu accept a unui proprietar. Deci, tractoare că nu se trecea cu proprietarea lui și... Am luat de-a mea. Iar la acesta, domnul primar, nu mai avem acces. Este, deci, repet, a treia oară cu aceeași problemă. Avem un drum de acces acolo, care... Pe vremuri, deci într-adevăr, avea lățimea de 4 metri. Întreabă cu disc. Domnul Bălicelă venea cu tractorul, ne rezolva problemele de agricultură primăvara. Nu mai avem, domnul primar. Ce vom face noi de anul acesta? Propun să facem o comisie. Domnul primar, deci am adus, am adus inclusiv tabelul cu proprietarii care au terenul în acea zonă. Dar mai fost la 2013 acolo. 1, 2 sau 5. Sunt 50 de persoane. Deci a rămas același drum, dar a rămas numai de 2 metri din pată. Pentru că s-a mai dărâmat un car, a venit proprietarul ce a zis, hai să mă mai intim cu 2 metri, că în capitoluță s-a rămas. Ce vom face? Deci vă rog tare mult, deci este a treia oară când intervin pentru problema asta. Exact nu știu cine e proprietarul care... Dealul scor, și mai dat deci dealul acesta nu ne mai dă voi drum. Deci gata, s-a terminat accesul în acea zonă. Deci vă rog tare mult să luați... Dar înainte vreme a fost drum? Da. Și ce l-a ocupat? Nu, de gardul. Nu spune. O să aflu. Ce era la cașe? Aruncă bombă, dar nu spune cine. Da, domnule, deci ce vrei să spun? Că sunt vine lui Vasile Cuciuleanu și care mai știe... Băi, rușine să spune? Dar nu mi-e rușine, domnule. Deci nu spune de acolo. Păi, dar știi, domnul, nu am picat cum băi, eu sunt președinte de ședință. N-ați văduți de acolo ca să ia comisia asta care organizează domnul primar, să ia o 30 de bucăți acolo la măsurat, domnul puteți duce punctual și să duce acolo. Domnul, mi se pare că... Da, domnule, că spun eu care e treaba acolo. Este drumul. Este drumul pe la spatele lui Neagui. Ne tram cu tractorul, cu discul, acum nu încăpi și cu căruță. Este drumul care se duce între vii pe acolo, au urcat cu gardul de jos, au urcat pe drum, cu gardul de pe coastă au venit exact și dealul Buciului. Asta e problema acolo și s-a închis drumurile. Acum trebuie băgat un buldozer, dărâmate toate alea și la revedere, asta este.
Deci, ce să mai, PN-ul. Deci, PN-ul a ieșit cu gardul, era vici, primarul Cristi Băncilu. Aia a dus, a zis, rupim țarul gardul. Deci, aia e treaba. Trebuie făcut drumul și pe dealul Buciului, ca să ajungem și pe dealul Buciului. Da, și acolo, da. Da, asta e treaba. Aici este o linie. Trebuie foarte multe semnături și luat legătura cu un post de radio, eventual al terasatelor. Da, dar nu, se rezolvă, nu că se rezolvă, se aude bine, ăia să implică. Știi cum e de aici, în momentul când semnează primar și consiliu, consiliu... Da, da, că reprezintă să fie comunitatea. E, da, care este bine, dar este trebuie strâns de cât ăștia care a făcut jaful țara asta. Care cea mai jos a fost țara asta. Nu-i strâns de cât ăștia au primit la asta. Sunt că... Dar acum aș fi de să-l dărăm în casă, nici pe noi ne-a la rost cu un braț de cât. Trebuie văzut de unde s-a plecat. Bun. Domnul primar. Mă întreabă cineva și trebuie să-i dau un răspuns. Cât a costat reparațiile de la clădirea asta, micile reparații de la... De la Vaifunga? Da. 2600. 2600, da? Da, 2002. Da, să știu. Ce vorbim, măi, care e clădiri de la... Baia Comunală? Baia Comunală a fost... Lasă-vă referiți, mă? Baia Comunală a întâlnit, dar a ferit reparații, las-o. Nu vorbit interior, exterior, pot și fac vieți foarte mult. M-a întrebat, n-am și eu să-i răspund, i-a spus că vreau să mă documentez și eu m-a spus. Așa. Ei, și acum o să ajung la punctul cel mai dureros. L-am rugat în două ședințe să ne prezentați numărul de contracte și persoane care au plătit la rețeaua de apă. Parcă la tot social ați întrebat, dar nu și la... Nu, nu, nu. Săptămâna trecută m-am trezit pe o persoană la mine. Îi dau și numele, Rupu Maricica, stă, ea locuiește în oraș. Are pe sus, pe lângă... Da, la Basilica. Nu Basilica, nu? Ești și una Basilica, nu. Nu, mă lăbenea postică, nu. Basilica are alte atribuții. Are alte atribuții, nu, dar și cu mine are. Mulțumim, domnul Cristi, cine mai dorește?
Absolut în ceară, poftiți? Am luat cuvânt, am spus în mare despre ce, ce am de spus. Aș mai spune un singur lucru. Vă zic că la raportul de specialitate privind adoptarea bugetului de pentru și la penultimul aliniat, scrie așa. Lucrând alimentarii cu apă, Pochița, suma de 50.000 de lei pentru începerea lucrărilor. SF, studiu de fezabilitate, vă zic, extindere rețea cu gaze, Sat Curița, Pochița, Brașca și așa mai departe. Cred că s-a omis ceva în fraza asta. Apa la Curița. E cuprinsă? Știu ce vreți să spun. Și aici nu este cuprinsă? Aici nu este cuprinsă? Nu, deci nu. Ei nu sunt cuprinsă. Vă zic, noi acum și la fi că urmează canalul. Deci vă spun, e cuprins și acolo, putem... Da, da? Nu comentez. Eu v-am întrebat pentru că mi se pare corect. Dacă băgăm gaze în Pochița, băgăm și apă. Dacă băgăm apă... La Curița băgăm și Pochița. Și gaze, și Curița, și apă. Da, da. Trebuie să le ieșim din cât să le ieșim. Da, mă rog, așa văd eu. Sper să băgăm de Pochița să fie de gaze. Nu sunt egoist la unii, dar și la unii nu, dar să fie consens. Da, da. Dar vă spun sincer că în ultimii ani, nu ani de câte o primară, chiar în Pochița nu s-a primit. Nimic. Eu, da. De câte ori am spus eu nu numai asta, sunt mai multe. Deci am omis să spun ceva, dacă permite să mai zic ceva, apropo de firma asta de salubritate. Ce știu eu, stau eu, știi, da? Păi eu trebuie să vin cu sapul, cu gunoi în spate, până la pot, un kilometru. Așa spun că mașină să nu se poate să omești. Nu, o să facem locul... Dacă ne aduce... Domnule, eu am rugat foarte multă afară și știu ce zic, da? Bun. Am pubelă la poartă pentru carton, am pubelă pentru hârtie și pentru galoane, pentru că făceam în Italia și atunci vine el la marți, vine mașina și mi-a gunoaie de strate. Sau eu le pun leie, trebuie avut cu leie, dar eu le pun sortat, pentru că eu am un grad de civilizație. Asta este. Și eu trebuie să mă duc cu sapul spate, de vârf cu Pochița, tot la pol. Păi eu iau mașină, eu pun la ăla și pune le cât mă costă să vine sapul să-l mai. Ce le ia, ce le ia, ce le ia. Păi dar și plătești aici. Nu mai plătesc aici. Doamna. Eu vă demonstrez că nu plătesc. Deci, probabil o să ne cunoaștem. Nu prea stau de punct aici în casă. Dar s-ar putea să nu plătesc. Cine face contractul, cine strânge banii, că ne trezim chiar cum ne-am trezit, dar nu facem spuneți. Iar nu faci, se plătește impozite și taxe. Faci persoane juridice, nu faceți contractul. Nu mă sugerim comerciale, dar atenție, care aveți societăți comerciale, face sata. Care aveți societăți comerciale, v-ați luat cunoștințe, nu încheiați încă cu ei contract. Fiindcă e inițial a pus un preț de 130 de lei cu TVA pe lună, să plătești cât faci cu măi, cât ca și mai departe. Eu am refuzat, m-am sunat directorul Sietu de la Adil și pe directorul la Donald, de la președintele. Nici o societate din comuna Crașii, când voi fi eu, nu va chia contract cu voi, fiindcă aveți un preț foarte mare. Deci nu se explică. Și atunci au revenit, săptămâna viitoare vor avea ședințe și revine la 65 de luni. Deci duc la jumătate. Iar cei care vor face mult de 4 metri cu, va plăti mai mult. Dublu. Nu, nu de la suma de 3. Va plăti puțin. Deci, sunt societăți comerciale, cum sunt magazinele, faci un metru cu cât între luni. Vă spun sincer, cu cartoane ce iau eu pe acolo. Mai ales un metru rulat cum e la noi. Vă iau un carton, vă iau fai o ghită și prinde foc. Scop, fiu la și atunci am adevărat un caz de ea bani, că condiții de la 130 de lei pe lună, la 12 luni, dar nu sunt destul de mari care plăteau societățile noastre. Și ca să nu-i omoră, v-am spus, m-am opus, am sunat, am zis că nu vor face și au revenit. Spunea viitoare vor da ei hotărâre și de-aia v-am zis când vom întâlni la ședință, să o dăm și noi. Să o dăm pentru 65 de lei. Pentru societăți. La societăți. La persoanele fizice este aprobat 37 de bani. Dumneavoastră, ca și primărie,
în ce relații sunteți cu firma asta? Sunteți colaboratori? Nu. Dumneavoastră strângeți bani, eu fac contract cu el. Nu faci contract cu cine? Nu, nu faci contract, e dictat oficial. Nu. Să zicem că să-i implementați poate și eu trebuie să am contract să mi-a bunul. Nu puteți face. Păi atunci înseamnă că primăria s-o ocupă. Da, hai să înseamnă primăria face, da, corect. Deci este chestiunea primăriei. Da, da, primăriei, nu făceam o cură. Da, 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 da. Și primăria să mă trezi că are de dat bani și nu strânge. Și 3.60 în primul an, nu mai să atingi locul 3. Deci trebuie un bulldoz, ceva făcut și corectam alea cu torentul ăla care vine pe podul mare, că torențial ați auzit că este un proiect pe care vorbim. Este exact ăla. Ăla care e multul cu brănici, cotizat cu petraricul. Așa, ăla vom vrea să proiectăm acum. Să proiectăm, să vinim pe tubulatură, să avem și să dăm în cașă. Da, da. Este de asemenea. Da, da. Nu, că ați venit biserica de încurită. Biserica de încurită, nu ar fi minus potrivit, dar a fost 50 și ceva din mort, nu? A spus anul trecut. Eu propun ca banii ăia 7 milioane care ia preoții pentru mormântare să meargă la biserică la Curița. Să poate ei în buzunar. Măcar 5. Nu, dar vreau să te contrazic. De ce? Fiecare mormântare este înregistrată într-un registru. Da, și la fel și botezurile. Ei au niște tarife, niște taxe cum avem și noi. Da. Ei dau bani, deci iau o contabilitate. Deci banii care iau să mormântare se facă în buzunar. Altă problemă. Biserica are pământ dată în carendă. Preotul ia asta, retribuire. De ce ia preotul și nu ia biserica? Așa este. De ce ia preotul și nu ia biserica? Nu, el, banii care ia de la ea, îi introduce în contul parohiei. Și dacă pot face cheltuielul, dar... Da, el ia și subvenția, ia și... Nu poate să ia banii. Ia retribuire el. El este administratul bisericii, are contabilitate publică, preotul. El orice bani, dacă dă la afia de bani, nu am. Nu am. Deci, bani în contabilitatea de afia de bani, nu am. Sau un singur SNL. Adică plătești impozite după salarii. Altă problemă, domnul primar, câinii comunitari. Eu eram într-o zi să vă mănânce câinii astea doi de la primărie. Era și doamna primar și de la viceprimar și că... Aici când noi avem noroc, nu seamnă că nu știu că vă om câini. Mai sunt doi câini care nu știu. Deci eu am vorbit cu mitale ca de la colegă la colegă. Deci am și eu în fața porții la mine. Să vă opriți și eu opriți filmarea asta. Poliția. Deci poliția are 3 dosare penale lege și nu face nimic. Un dosar penal la țară cu țăganul ăsta, cu Durbaca Ion. Când i-a furat păpușoie în țară. Deci țăganul are și căruți, să-și l-a furat și sunt mulți de ăștia de la ajutoare sociale care au căruți, au mașini, nu sunt pe numele lor mașini, dau în asta procur. Dar putea să-i opuneți poliția, să-i oprească, să facă... Dacă ei au și mașini, au și acum ea ajutoare sociale. Sunt 85 de persoane. Păi până eram la cea, că era un timp pentru mine ca să fac... de beneficiat, dar nu toți cu o normă de muncă. Da, 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 da. Vreau să vă spun eu. Era un timp pentru mine ca să fac linia de lucru. Trebuia să fac normare. Dumneavoastră cum e normal? La oră sau la... Păi așa dacă vine, dați-i știi așa toți social. Trebuie și eu acolo. Nici eu n-am nimic acolo. Ai tractor? Da, tractor pe mine. Dacă nu dăși condițiile legii, nu se opune nimeni. Sunt atâția care au doi cai care se duc să muncești, să faci și așa. Acum ia puneți bazoane că primești bătării. De la Dumbaca nu mai trebuie bătării. Subvenția pentru asta, închirierea pâneților cu subvenția la animale. Cât e diferența între subvenții și asta? Și plata
Consiliunea comunală a fost concesionată în 2010, prin ordinul ministrului, da? A fost solicitată la sediul primăriei și s-a concesionat. Unii de ei au avut ghinion, tip ghiuță, care cel a plătit milioane bani la primărie de Nație, că a fost bătaia cu loturile mai mari, alții care nu s-au licitat pe losul lor, s-au primit oferta respectivă. Un alt de licitații, asta e, cum este. Nu pot să vă primim. Nu asta întreabă. Nu asta întreabă, dar nu are drumul să știi. Câți bani ia muță de la... Este voie de ministru. Până în 2010, Consiliul Local beneficiau la trebuie să mergi. Atunci, ministru Gordiu, 248 de ani. Altă problemă, domnul primar. Deci să pune proprie la financiar companii proveniți de la APEA, de la ajutor social de ăsta. Deci eu am hârtie acasă, dar am uitat să o aducă în coace. Deci nu are voie primăria sau oricine de la... La FIS se pună proprii la ajutoare, de gen papie, nu s-a făcut. Ei, nu, nu s-a făcut. Dar în fața ochilor mei, nu s-a făcut. Da. Nu are voie. Deci nu are voie. Vă spun sincer cu toate propriile, semnez eu. Nu are voie să facă și ceva. De la ajutor social, de subvenții de la FIA. Nu suport, ăia sunt banii de gaz la asta. Dar în schimb, când ia ce-ți capi spra și auzătorii, nu-i mai de subvenții, vă spun eu. Mai am o problemă. A fost care nu a venit un primar. Dar nu primar. Este o problemă. Încep campania de primăvară. Noi trebuie să ne deplasăm cu utilajele astea. În față la... La Viorel, Gășpan, acolo, doamne, și cu avansul pe șosea. Și mașini în fiecare zi oprite. Noi nu putem să mergem, ales un tractor. Sunt oprite la 20, 30, 40 de metri, mașină lângă mașină. Că eu intru în depășire. Ce fac acolo? Am fost. Deci să le păzească, faci un continuu. Dar nu domnul primar, eu îți dau eu răspunsul că domnul primar ți-l dă. Nu domnului primar trebuie să-i adresezi. Poliție. Postului de poliție. Poliția rutieră, vine... Dar primăria putea să facă ceva... Ce se poate? Ridică la mașină, dacă vă apare și îți dă 1000 de euro. În ce față? Nu mai are voie să ridice mașină. Dar primăria mă amestec că le plăce. Nu mai are voie. Da, da, mulțumim, domnul George. Ce știi de domnul Potemnă? Cu proiectele de pe ordinea de zi sunt de acord cu totul. Și mi-am dorit foarte mult ca vecinul meu care s-a mutat deja din Potița pe tine la alimentarea cu apă, cel cu domnul Florin, dar le mai știu numai din ea, din trezul. Aș dori ca să scăpăm și noi de pompa asta și cred că așa se va face, să vă face deja de așa și vine pe la Fărică Vrânceanu, nu? Conducta. Va fi o inel care pleacă și va fi cu la Fărică Vrânceanu ca să... Reacordăm și la noi la capul ăla. Și rețeaua Aznat va pleca la biserică, pe jos la ăștia de moșpăriție, l-au avut pe aici. Am înțeles. Și va duce și va traversa până la pot. Până la pot. Asta. Până la toți, de soapte, mă rog. Spune-o, am luat pe toți. Până la toți. Spune-o, au furat, au săpat, au furat, 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 au Metoda asta mă operează și când plătim salubritate. Adică de ce când plătim salubritate, nu plătim istoric, când în 2011-2012 și plătim, începând cu 2016? Pentru că nu mai am medizat codul fiscal. Nu se poate. Da. Nu, așa înțeleg, pentru că a mai spus cineva aici, că, cine a plătit pe polsir, este bun de plătit. Nu, nu e adevărat. Rămâne cu debitul, domnul Moșu, va plăti. Da, deci, nu, da, dar trebuie să, da, trebuie să recunoaștesc, pentru că ați trimis niște, unii vecini de mei au plătit 30 de lei în ultimii 4 ani și sunt bine găsit. Da, deci numai 30 de lei, 30 de lei, atât era distanța lor. Iar pe câțiva ani trebuia să fie câteva milioane. Vorbim, da.
Deci nu operează chestia asta. Dom'le, când mă întrebesc la obligatea, trebuie să-mi ia suma de unde sunt ele stat. Nu de la când a început mandatul cu tare sau, mă rog. Doi. Referitor la trotuare. Foarte bun, dar nu știu, e o întrebare, nu e ciută de reproș sau... Sunt puncte în care este, nu este loc fizic. Adică mă gândesc acolo la locuința Cosne, să se cheamă la mine în zona ăla. Practic este... Poate neapărind în vreo. Și acolo proiectatorul o cu considerare de rău. Cu tot din pragurile de podieții. Și chiar de gardul lor și până la apartamente, depinde de jumătate, de 2 metri, depinde de și geamul. Și ar putea face pentru gardul. Deci tot acțiunea nu este ce poate. Da, dar acolo este foarte bine. Depinde de așa. Va fi poate încălă un metru, ceva. Da, pentru că acolo este valoarea multe de 5 metri. Hai să-mi amunim. Așa. Iarăși, cu totul de rapul, dacă am fi avut canalizarea, nu mai avem nevoie de așa dar loc. Nu că canalizarea face pe patele. Nu, dar și da. Și de asemenea, domnul Costăci a aplicat probabil cel mai bun subiect al zilei de astăzi, cu școala. În opinia mea este un proiect pentru viitorul primar, un proiect ambițios. Eu, după mine, școala trebuie făcută de la bază. În momentul de față sunt fonduri, cred că pe 7, n-am net acum, pe 7.17 PNDR-ul ăla, pe 1.5 milioane. Școală nouă, cu o cantină, se termină cu cornul ăla penibil. Și cu așa, cu cantină și cu sală de desfășurare și educație de copii. Nu ține de primărie. Că primăria nu poate construi școală. Dar pot să spun că, uitați, că este alți cazuri comunei, cred că de viață ne-a scris. Au făcut școală nouă, cu cantină și copiii au rămas la pensă. Și de asemenea, aș vedea un proiect ăsta mai de 1 milion și ceva și cu o mini sală de educație fizică. E un proiect pentru următorii 78, o școală adevărată pentru următorul secol. Eu vreau să spun că foarte bine erau și sumele astea care sunt la care putem aplica 7 sau 7 lei, nu știu exact. Nu, vă spun eu, pot baza cu așa 7 lei și voi copii de la guvern. Să vedem unde putem. Știți cum e și pe fotografie, trebuie să ne calculăm punctul. Dacă stăm la punctaj, dar nu se duce acolo. Și atunci apoi la minister și putem depune și pe minister. Și nici la minister nu este oprire de finanțare. 10 miliarde și cât e proiectul? Este proiectul de 20 miliarde? Da, mă rog, era și varianta asta cu fondurile europene, dar da. Așa e. Două variante. Cred că asta este un, ar fi un proiect bun pentru următorul mandat. Atât. Mulțumesc, domnul Dujor. Cine mai dorește? Nu avem. Domnul Găbu Breză, poate zice. Asta-i cu Dinamo. Așa, să încep cu... Felicit raportul anual al domnului primar, în primul rând. În al doilea rând, aș vrea să vă spun domnul primar, în legătură cu drumul de la Cucurița, cu asfaltul, sunt locuri unde asfaltul a început să degradeze, sunt găuri, sunt așa. Să aveți în consider, să aveți în... Să luați în calcul asta și cu proapa aia acolo, la părul sărat acolo. Dacă se poate face ceva la anul acesta, e extraordinar. Așa. Și aș mai avea o chestie. Cu societățile comerciale. Există posibilitatea ca societăți comerciale să facă contract cu Sersalul? Da. Deocamdată da. Dar vă spun că Sersalul, în maxim 2 săptămâni, mai un de zile, mă mai există. Fiindcă se va închide celula 1 la Bacău, care va fi municipiul Bacău, și va da drumul la celula 2, care a concesionat-o Rupresc. Și atunci, toți care, vă spun și Verzunțul, care s-au pus un pic și au păstrat, vor pune o taxă la Buracu, vor pune ei, că este un concesionar, vor pune o taxă care va mări prețul, în care cei care vor să fie separat, nu pot, trebuie să-și poaie cetățul populația. Apropo de Rupresc. Nici problemă. Orice societate comercială este și voi acțiuni, are un patru care a vizionat, de-aia funcționează. Dacă nu sunt în pușcării, dacă primarul pleacă pușcării, nu mai funcționează primăria. Pe care s-a mai stat în pușcării, n-ai vizionat.
Care este valoarea terenului care a spus că se scoate la licitație? Deci valoarea lui conformului valoatorului, 4.500 de lei, fără TVA. Fără TVA. Pentru pornire. Pentru pornire. Da, înțeles. Da, da. Am tăiat Domnul Moise, spuneți. Sunt de acord cu toate proiectele care s-au lovit în pamiața aceasta, dar vreau să întreb și eu pe domnul primar dacă vă la sfârșitul mandatului se va realiza cu extinderea de primăverii drepturile. Dar ce mi-au mandat? E aprobat în buget? Da, da, este aprobat, da, este aprobat în buget. Da, problema este acolo, că, problemul este acolo, că da? Linia aerian curent vine din înscarea Scutarului da? Și vine cu un drum de servituri. Drumul ăla aparține unui cetățean roman, Sparta, nu știu cum îl cheamă, da. Și plecat în Irlanda. Noi trebuie să dăm pe el, că el trebuie o obligație notarială, că îi dă dreptul servituri și superficii cu toată funcțiunea. Mă ocup eu de așa ceva să... Dacă puteți să mă ajutați... Eu am să mă ocup să dau de băiatul ăsta. Deci roman, mi-a spus? Roman Spartac, Spartac. O să vă spun Spartac. Roman Spartac. E din jumul lui. E din jumul lui. Da. Și mai am o problemă, domnul primar. Cât eu am mai discutat problema asta? Spuneați că depinde de apele romane. Știți drumul ăsta aici, pe Valdea Răului, Cașii? Deci a început malul ăla să se surpească. Deci e o casă aproape, o vilă frumoasă acolo. S-ar putea să o dată să o vedem în vreo asta, Cașii. Haideți să facem ceva acolo. Faceți demersul mai departe, dacă nu depinde din dumneavoastră. Faceți la apele române sau de cine depinde. Să vină să pune ceva acolo. Că e mâncat, drumul ăla e... Așa, o groapă de intră acolo... Acolo trebuie galbioane de 10 vieți. Nu, dar trebuie făcut ceva acolo, că nu se poate. Intră... Nu, știu problema. Știți, i-am dus, au văzut ce e de vorba. Și noi putem face galbioane. De exemplu, noi putem face galbioane la apărarea unui podăl. A unor locuiți care au în zona respectivă, încă nu s-au construit. E mult mai important decât... Aproape e... Sunt aici 100 de metri până la vin. Aproape 300 de metri. Vă spune unul, este betoare. De la Capcum, la Capcum, ce se numea acolo, nu mai sus. Vă spune, știu și zona aia, ce am aici acolo. Hai să luăm în vedere și cu ăsta, că e pentru noi, locul bun. Că, păcat. Deși terenul oamenilor, că ați spus duce capul. Păi nu. Asta am avut. S-a mulțumit, domnul Moise. Doamna vice... Nu mai dau cuvântul, vreau să felicit pe domnul primar pentru raportul domnic și pentru întreaga activitate de cursul noi am venit. De asemenea, vreau să vă spun că sunt de acord cu toate proiectele de hotărâre de ordinea de zi, inclusiv cu cel cu scrisoarea de intenție a părintelui Căciulă, de a fi de acord să preluăm biserica, imobilul. Mulțumim. Eu două cuvinte vreau să spun, domnul primar. Vă felicit pentru activitatea avută în anul trecut. Să putea era loc și de mai bine, mult de mai bine. Așa nu o să fiu de acord cu bugetul, pentru că nu că sunt eu pretențios așa, dar cred că putea să invitați la întocmirea bugetului și un membru al Comisiei Buget Finanțe de Dezvoltare Economică. Nu eu, putea să fie domnul Brânză, care are societate, domnul Breveni, care și el se pricepe la economie, domnul Mânșo sau chiar domnul Roșu. De asta nu am să fiu de acord, că bugetul e o, cum să spun, o lucrare destul de vastă, nu e așa de ușor, acolo, avem niște cifre, niște cifre, de asta nu am să fiu de acord. În rest, asta am vrut să spun. Vă supun la vot, dacă mai are cineva ceva, domnul... Domnul viceprimar, am mai ținut aminte o ședință. Fără forță. Nu o lăsați pe domnul viceprimar, aveți timp. Țin cu plantatul de la intrare... Cu verde de sus. Să vină, merge și plictitei. Contra vot. Contra vot. Da.
Haideți, punem la vot proiectele de hotărâre. Da, da. Pun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi. Și să vă... Doamnă, 2 s-a... De la punctul 3 al ordinii de zi. Ăla cu comunele. Cu comunele. Da. Cine este pentru? Toată lumea. Stați așa să și scriu. Pentru. 12. Supun la vot proiectul de hotărâre de punctul 4 cu adisul. Toată lumea, mulțumesc. Împotrivă, nu știu, 12 voturi. Supun la vot proiectul de hotărâre de punctul 5. Învățământul. Doamna Nadia. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 6 de pe ordinea de zi. Cu chiriile. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 7. Trecut. La punctul 8. Plan de acțiune. Plan de acțiune, așa cum zice prima, cu solar și îți asigur, domnul Matei, că o să-ți rezolvi problema răpid, că doamna... Nu știu E posibil ca ăla să arunce, să aibă activitate. Și aproape, dacă vrei să faci o bine de grup aia, după ce te ocupați, nu mă aduceți. Și noi rupând la coașul, ce să fac lună grup asta. Tot aia, acolo, cum acum faci. Și m-a devenit beneficiar. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 9 cu suspendarea activității consiliului. Supui zonul în urmă. Suspendarea, da? Supun la vot proiectul de hotărâre la punctul 10, așa scrie doamna secretar, nu pot să trec de sesiune. Punctul 10 cu acordarea sumei de bani cu vârlă. 3 dar trebuie să subvină, oricum o licitație nu poate să aibă trei firme licitatori. Dacă de 3 ori să nu se prezintă, la 4 ori să faci unul singur. La 45 rămâne în loc de casă, acolo vine. În râpă aia, bă. Da. Și are plătirea acolo. Și sunt la vot de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ADIP. Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 2, asta vorbesc de suplimentară, de lista suplimentară, cu reluarea bisericii. Biserica. Care trebuie să treacă. Eu mă abțin. La biserică, până în momentul când se va face măsurăturile care le-am solicitat de atâtea ori, da, privind suprafața. Nu, numai puțin. Domnul Vrăceanu, numai un pic. Numai dați-mi voie să vă spun eu. Părintele a subliniat aici 1504 metri pătrați, dumneavoastră ați citit acolo 1700. Haideți să vă spun câteva lucruri. Acum când voi prelua, când faci un contract cu donații, voi măsura de loc. Eu vreau... Contractul donații între fostul primar Gustav și primul Lungul Laurențiu, apare ce am citit eu. Așa apare. Eu am fost acolo când s-a sfințit, când s-a băgat tubul ăla din inox cu tot ce trebuie. Am vrea și oarea din beton, că așa a fost sfințit. Nu menționează. Eu am luat în suprafața asta din contractul de donație al Consiliului Local. Și atunci trebuie să spate 1500. Am văzut la probabil și ești mai puțin. Diferența e posibil ca omule de să vă gândească. Haideți, dați voie să vă spun eu și credeți ce credeți fiecare și hotărâți că mie de lucru termina nimeni nimic. Vă zic, în momentul când s-a făcut schimbul de terenuri, cum s-a făcut, ce s-a spus în realitate și ce a ieșit până la urmă, e diferență de la cer la pământ. Vă zic că s-a măsurat din gardul lui Geaboc până în peretele Șurii lui Vornicelu.
Casa Bătrânească. Din față de la uliță și până la râu. Da? Acolo a venit Părintele Preasfințitul Băcăoanu, s-a făcut acea scenă, s-a făcut acea groapă, s-a băgat la adâncimea respectivă de un metru jumătate. De acolo în jos s-a betonat și s-a băgat tubul respectiv cu acea criptă făcută și scrisă și dar mai departe. Așa? Și atunci pe loc acolo și ulterior s-a spus așa. Biserica va fi pusă aici, exact de unde s-a pus în continuare. În partea dreaptă, în spate, va fi făcută casa praznicală, acea capelă pentru morți, care acum ne obligă Uniunea Europeană, așa, și totul a fost de acolo și toată lumea a fost ce s-a întâmplat ulterior și cine a modificat și cum a modificat terenul, că am înțeles că până la urmă săracul omul ăla care a donat a rămas cu cuvântul donație și nu a primit niciun brac de teren. Nu se împlinească, a primit. Nu, mă rog, nu știu. Așa, numai puțin. Așa, iar în realitate, din suprafața de teren, să spunem această decoare este suprafața de teren, cel care a avut, are casa aia, bordeiul ăla acolo, două camere sau cât are, a făcut un gard de la marginea pârâului până la stradă, care prima dată a fost mai îngust, pe urmă s-a mai lățit. Iar la stradă a turnat beton de un metru. Eu nu știu cine sunt. Nu mă interesează. Am spus de la mine, din curte nu ia nimeni. A băcat cep de metal care le-a adus Gosav și le-a depozitat în curtea școlii, la școala nouă, care noi o reparăm acum. Alea cep s-au adus acolo. Așa. S-a făcut acel gard. S-a micșorat, cum să spun eu, suprafața de teren, cam cât e lățimea la această cameră și pe toată lungimea respectivă. Ar fi rămas acum, așa cum a spus Părintele, această suprafață. Dacă actele respective sunt legale, făcute și s-a spus una și în realitate s-a făcut altceva, răspunde cei care au făcut, nu eu. Dar rog, și cum am mai rugat și în celelalte ședințe, de asta zic, mă abțin de la acest punct să semnez sau să fiu de acord, până nu se fac măsurători. Pentru că... Asta este un acord de principiu. Nu este ideea. Deci este acordul principiu, în baza acordului, voi aduce ca să se măsoare și cum îți bate acordul donații între parohii... Nu știu care cum a primit. Ce s-a primit? Deci nu s-a făcut. Atunci când am... Când s-a făcut persoana care a cedat, adică ce s-a cedat acolo la Onești, unde se dărâmă acum prin zona aia acolo, s-a cedat o suprafață mult mai mare băiatului care lucra la PECO și doamnei aia blonde, așa, decât ceea ce s-a primit aici. Și ulterior am înțeles că n-a ajuns nici la el, că s-a suprapus. Nu știu ce suprafeță. Haideți pe timpul, ați văzut unul cu stălul. Primăria Cașca, cum schimb, cu Bunghel, era loc de abator, știu, și era în terenă Drășești, a căpetit Floroiul din Purița, a fost schimb cu primăria, primăria a dat locul în Drășești și a dat locul bisericii la Purița. Astea sunt schimburi. Și neapetit că unul deținic s-a făcut o greșeală de cadastru, iar unul care a bucat s-a așteptat pe terenul lui. Și mă zic că a rămas cu jumătate lungime. Că a rămas, că a rămas în terenul. De exemplu, eu îmi fac casă în grădina dumneavoastră, dar grădina dumneavoastră rămâne liberă și intru eu. Da, dar terenul a rămas liber, ăla este un om mai puțin educat. Pentru cultura dumneavoastră, pentru cultura dumneavoastră ca primar, discutați cu acest băiat care a cedat această suprafață de teren și vedeți că el, ce grădină a avut el atunci când a cedat-o. De unde și până unde. Și dacă eu am mințit, da. De în principiu sunteți de acord cu tot sau nu sau vă abțineți? Eu, de principiu, nu mă abțin, sunt de acord. Dar, cum să vă spun, vreau cu orice preț să facă măsurătoare. V-a urcat de atâta timp. Păi aici e o șansă mare când trebuia luată fosta cooperativă. Și atunci intrarea la biserică era din stradă. A, domnul doctor, a fost și dumneavoastră aici și ceilalți, o parte din noi. Am rugat și am propus în Consiliu
ca atunci când s-a vândut acel magazin, așa, să fie cumpărat de către primărie, ca să facem acolo o casă praznicală, să facem o poartă de intrare la biserică. Nu s-a dorit, nu s-a putut. Nu știu care e situația. Dar acum, lăsați-l pe domnul Radu Barcu, cu numele ca și dumneavoastră, nu? Care vă spune o ciclat de rutine și alte minuni, care au îmbrânicat lucrurile, ca să nu mai vorbim. Domnul Brânceanu, că dumneavoastră sunteți cel mai întâlnit vis-a-vis. Aveți ceva de spus ca să consilieze doamna secretară, nu. Ceva cu Consiliul? Nu, cu Consiliul mă abțin total. Nu, n-am fost întotdeauna de acord și nu sunt nici de acord. Un singur lucru. Doresc, da. Spune la mine, că eu am fost cel mai mulțumit de consel când pe perioada când a fost Florin Maramur. După aia... Am zis și doresc în continuare ca să se facă lumină, iar ceea ce primăria Cașin reușește să facă să nu fie datoare, pentru că am plătit mereu în plus unde știți bani care nu-i mai vedem. Domnul Florin, nu numai singur, și cu penia. Da. Haideți, ăla a luat proiectul de hotărâre cu domeniul public ăla. Trotuarele. Trotuarele. Da. Vreau să facă toată lumea trotuarele. Domnule, declar, mulțumesc pentru participare și declar ședințele.